fonduri de peste 14 milioane de dolari, 865.000 de ore de training, peste 400.000 de beneficiari ai proiectelor, inclusiv 43,4% fete și femei. Asta înseamnă 4 ani de TechWheel. Idee. În 2017 am creat centrul de excelență TechWheel, un hub în care oamenii să se conecteze la idei, resurse, știință, pentru a dezvolta împreună sectorul TIC. Ne-am concentrat pe două direcții. Dezvoltarea forței de muncă în IT și încurajarea tinerilor să aleagă cariere în domeniu și creșterea ideilor care schimbă lumea prin susținerea antreprenoriatului și dezvoltarea ecosistemului de startup-uri. Având obiective comune pentru dezvoltarea excelenței în domeniul IT, am creat parteneriate de succes și am atras resurse pentru realizarea proiectelor noastre ambițioase. Revoluție. În 2020 am avansat spre un alt nivel. TechWheel a devenit proiect național, extinzându-se spre regiunile țării. Dezvoltarea forței de muncă. Programele noastre, adaptate la necesitățile pieței muncii, ajută copiii, tinerii și femeile să-și descopere și să-și valorifice talentele, să-și construiască o carieră și să rămână în țară. Proiectul TechWheel în fiecare școală aduce profesiile viitorului în clase. Programele TechWheel Academy oferă cele mai căutate abilități tehnice pe piața muncii. Programul TechWheel Academy Kids dezvoltă potențialul copiilor în domeniul tehnologiilor. TechWheel susține universitățile cu facultăți în domeniile TIC sau conexe. Programul Burse TechWheel oferă studenților și profesorilor universitari acces gratuit la certificări internaționale. În parteneriat cu profesioniști din IT, profesori și lideri de opinie, TechWheel a contribuit la dezvoltarea platformelor pentru educație la distanță. Antreprenoriat. Alimentăm dezvoltarea ecosistemului antreprenorial al Moldovei prin programe cuprinzătoare și practice. În cadrul programului național Startup Moldova, am dezvoltat 5 verticale, domenii pe care le susținem prin parteneriate. Prin inițiativa Digital Upgrade, la Startup Academy oferim asistență întreprinderilor mici și mijlocii în procesul de digitalizare. Prin programul Digital Impact ne-am propus să tehnologizăm sectoarele tradiționale ale economiei, iar programul Creative Growth ajută startup-urile să se concentreze la piața globală. Comunitate. Programul Ambasadorii TechWheel transformă comunitatea tech din Moldova. Evenimentele comunitare oferă experiențe și oportunități celor care gândesc inovativ. Prin programele noastre, promovăm egalitatea de gen și afirmarea profesională a femeilor în sectorul IT împreună cu UN Women. Împreună cu cele mai active femei din sector, am creat platforma Tech Women pentru a inspira tinerele să aleagă cariere în IT. Iar cu suportul partenerilor, am inaugurat Women Hub pentru a susține fetele și femeile din domeniu să profeseze antreprenoriatul. Ce urmează? După 4 ani de succes, revoluția cuprinde toată țara. Vom crea centre de excelență în regiunile țării. Vom aduce profesiile viitorului în 95% din școli. Vom dezvolta abilitățile digitale ale IMM-urilor. Vom susține dezvoltarea antreprenoriatului. Vom educa forța de muncă pentru secolul 21. Vom continua digitalizarea societății. Participă și tu la revoluție! TechWheel. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la aniversarea celor 4 ani de activitate TechWheel, proiect care a pornit de la un centru de excelență în IT aici, în Chișinău, și și-a propus să aducă tehnologiile informaționale mai aproape de oamenii din toată țara. Pe parcursul evenimentului aniversar de astăzi vom vorbi despre rezultatele obținute și vom anunța noi proiecte de extindere la nivel național care vor avea un impact major asupra dezvoltării forței de muncă și antreprenoriatului tech din Republica Moldova. Dar înainte de a da startul revoluției care să cuprindă toată țara, haideți să vedem cum a început povestea TechWheel.
Tech-ul a început ca o provocare în încercarea de a veni în întâmpinarea necesităților sectorului privat TIC din Republica Moldova, și anume în dezvoltarea capitalului uman, în determinarea unor programe care ar putea să ducă la creșterea sectorului IT, în ridicarea calificărilor specialiștilor din domeniul IT. A început ca un vis, de ce nu, să avem o casă care ar fi dedicată doar IT-știlor și ar fi pentru IT-ști. USAID believes that Moldova has great potential to become a developed economy with improved living standards, and you know, which Moldovans deserve. We've been investing in the ICT industry really since 2005. And at some point, there was a collective realization that the industry needed a hub that really would catalyze further development. We supported a focus on a place that would develop skills, nurture startups, and really unite a community. We decided to invest because this is a very good opportunity for young people to have a future in Moldova, because IT sector is the future. De multe ori am mai zis-o, dar a început cu o cafea între câțiva parteneri pe atunci din partea USAID și a SUEDI, în care încercam să ne convingem reciproc că da, ar fi nevoie de astfel de centru, pentru că există experiența altor state cu spații de coworking, așa cum este necesar pentru domeniul IT, spații de conferințe, spații de training, de lucru, laboratoare și așa mai departe. Noi am început cu o idee foarte mică de a dezvolta practic 1000 de metri ca un display of technology și am crescut în practic 5000 de metri astăzi. USAID a fost primul care a crezut în noi și care a zis că da, merită să încercăm această provocare, respectiv tot ei au contat. După care am semnători și s-a început construcția propriu-zisă. A fost și buna intenție a Universității Tehnice a Moldovei, care a crezut în acest potențial și de fapt de fiecare dată a fost alături în parteneriat cu sectorul privat, dezvoltând programe, acceptând provocările și chiar și participând activ atât în construcție cât și în determinarea programelor existente. The first time I came, it was a construction site. When I walked in, I was thinking, but my goodness, when will this be ready? It looked like this is going to take years. But then, just shortly afterwards, I was already able to go inside and walk around on different floors. And it was impressive to see already young people working with robots, with programming. Din moment ce centrul a fost deschis în 2017, a doua zi nu am mai avut locuri libere, nici până astăzi nu mai avem locuri libere în Tech-ul, chiar dacă pare a fi o iluzie, dar de fiecare dată am încercat să ne adaptăm la necesități, respectiv programele cheie, așa cum sunt Tech-ul Academy, Tech-ul Academy Kids, Tech-ul în fiecare școală, Startup Moldova, deci ele s-au născut pe parcurs, răspunzând unor anumite provocări și necesități ale sectorului. In terms of my best memories of Techwell, it's the first time I visited the facility. I was new in country, it was my first month as mission director here for USAID Moldova, and I was just amazed to walk in and feel like I was walking into a business in Silicon Valley. And to see the energy, how high-tech it all was, that really just continues to stick in my memory. The other memory that I have was the Tech Women Ambassadorial event. That they have made this like a real gala. It was fantastic. Everyone dressed up with the speeches, and it was just unbelievable that you could make it in such a place. And just to see the celebration of women within in the sector taking a lead role, inspiring young girls to really enter a sector where they could compete and exceed was something I thought was absolutely amazing. Este anul 6 al proiectului, este anul 4 de când ne-am deschis. Îmi doresc ca să continuăm ceea ce am făcut, să realizăm acele centre regionale în final. Techwell is not just about the IT sector anymore. It promotes innovations in education, in agriculture, in finance, in entrepreneurship, and lots of other spheres. Soon, Techwell is going to be expanding to other regions, which is so exciting. Ne propunem să fim
și în fiecare universitate cu o verticală existentă. Ne propunem să fim la Bălți, la Comrat, prin prisma altor proiecte și la Cahul. Ne propunem să creștem vizibilitatea proiectului în afară, pentru că doar astfel putem să ne integrăm într-un circuit global legat de tehnologii informaționale. Viitorul ești tu. Inovație, curaj și creativitate. Inovație, tehnologii, internet, succes, oportunități, culoare, multă creativitate, dedicație, startup și oameni buni, perseverență, creativitate și probabil cel mai cool proiect în domeniul IT din Republica Moldova. Și ca să aflăm mai multe despre istoria TechWheel și planurile pentru următorii ani, alături de noi este Ana Chirița, directoarea proiectului TechWheel. Ana, bună seara! Ana, bună seara și ție! Ana, bună seara și ție și bună seara tuturor! Dragi excelenții, dragi parteneri, stimate domnule rector, stimați colegi din sectorul privat, stimați beneficiari, cei care ne urmăresc astăzi pe Facebook și care sunt alături de noi în Zoom, în primul rând, bine v-am găsit la cea de-a patra ceremonie de aniversare a proiectului TechWheel. Astăzi am scris pe pagina de Facebook că să visezi nu este suficient, și probabil nu este nimic imposibil. Acest lucru se referă în special TechWheel, pentru că de mici copii visăm. Visăm să devenim mari, visăm să creăm lucruri frumoase. Unii dintre noi vor să fie medici, unii dintre noi vor să fie învățători, unii dintre noi vor să fie cosmonauți sau orice altceva. Și până la urmă, ne alegem, nu întotdeauna ne alegem acele profesii pe care ne le dorim. Totuși, TechWheel este acel loc unde profesiile viitorului încearcă să inspire următoarele generații și care, de fapt, vin să răspundă necesităților sectorului privat. Ori acest lucru, probabil, a fost una dintre cele mai mari provocări, dar totodată și una dintre cele mai mari oportunități pe care le-a primit sectorul privat până acum din domeniul TIC în Republica Moldova. Din 2017 ne-am gândit că sectorul IT, de fapt de mult, din 2005 tot ne gândim că sectorul IT probabil este unul dintre cele mai dinamice sectoare, iar din 2017 sectorul IT a crescut practic de două ori în fiecare an. O coincidență sau nu, TechWheel rămâne a fi cel mai mare parteneriat public-privat din domeniul IT, care a fost realizat datorită suportului necondiționat din partea poporului american prin Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite ale Americii și Suedia, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și, evident, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Cineva a scris, 4 ani e mult sau puțin? Nu știm. Ce am reușit noi să realizăm în cei 4 ani? În primul an, evident că după deschidere eram foarte emoționați, ca un copil micuț care abia începe să meargă, puneam procesele pe rol, încercam să definim acele activități care urmează să fie dezvoltate în beneficiu sectorului privat, în beneficiu cetățenilor. Deci de-abia începeam să facem primii pași. În anul al doilea am fost marcați de dezvoltarea acelor elemente pe care astăzi le numim TechWheel Academy, TechWheel Academy Kids. Am încercat să adunăm în jurul nostru comunități și de fapt să le susținem, pentru că e ușor să faci ceva sau să zici ceva, dar atunci când sunt mulți și cei care cred în aceeași idee, puterea acestor inițiative crește. Și noi credem că puterea unei comunități poate schimba foarte multe în Republica Moldova. În anul 3 ne-am axat foarte mult pe componentele de antreprenoriat, pe lansarea programelor regionale. Am început a merge în regiuni precum Bălți, Comrat, Cahul. Am reușit să facem ceea ce ne-am propus în primii ani, să mergem în afara pereților TechWheel. Dar spre finalul anului 3 am fost stopați de acea pandemie. Și la fel ca toate celelalte business-uri, deși nu suntem un business, ne-am gândit și care este rolul nostru.
Evident că pe timpul pandemiei am încercat să susținem și mai mult business-urile, am încercat să ajutăm școlile, am ajutat să fim alături de elevi, de profesori, de toți cei care aveau nevoie de acces la tehnologii și de fapt de cei care aveau nevoie de acea susținere încotro o luăm. How do we go digital? Cum ne facem viața? Cum ne organizăm viața mai departe? Pentru că din 2020, din martie 2020 încoace, practic am trăit altfel. Astăzi facem evenimente în format online, offline. Ne vedem în format online și mergem la școală online, ne facem meeting-uri online și așa mai departe. Deci am încercat să fim alături de acele business-uri care au avut nevoie prin programele Startup Moldova, prin programele Digital Upgrade, Digital Impact, prin programele Tech-ul în fiecare școală, am reușit să ajungem în fiecare școală, în 77 de școli. Iar astăzi vom afla că sunt încă multe altele care vor fi anunțate. Am încercat să aducem profesiile viitorului alături de elevi. Am încercat să aducem comunitățile alături ca să creăm platforme digitale online. Sper eu că ne-a reușit. Sper eu că ăsta este doar un început, iar în anul 4 am reușit să fim cât mai aproape de cât mai mulți, inclusiv în afara Chișinăului. Totodată este interesant faptul că, practic, fiecare a 10-a persoană din Chișinău este sau a fost beneficiar al proiectelor Techwell, respectiv fie a trecut prin Techwell, fie și-a adus copilul, fie a fost un business care a trecut pe aici. Iar fiecare a 7-a companie din domeniul IT este fie un partener, fie un beneficiar al proiectului Techwell. Acest lucru este mult sau puțin? Nu știu. Să ne judecați voi, dar noi nu ne oprim aici. Indiferent de ce se întâmplă și cum se întâmplă, noi necondiționat vrem să susținem mai departe antreprenoriatul IT. Noi mai departe vrem să promovăm că o carieră în domeniul IT nu înseamnă doar cod. Vedeți că apar așa nume precum data science, machine learning, artificial intelligence și așa mai departe. Și ele toate sunt acceptabile, sunt toate aproape și sunt toate pentru cei care vor să fie parte din domeniul IT. Anul 4 am deschis și o nouă locație, deci am susținut deschiderea unei noi locații sau un Women Hub, care vine să susțină femeile antreprenoare. Colegii mei anterior au vorbit despre platforma Tech Women. Astăzi ea este oficializată, efectiv, cu acte în regulă și de fapt își așteaptă doamnele din domeniul IT să fie parte din această rețea ca să-și împartă experiențele. Și noi ne mișcăm mai departe spre Comrat, spre Bălți. Îi avem aici pe colegii din aceste localități alături. Avem și programe la Cahul, totodată acolo avem și alți parteneri precum Uniunea Europeană. Deci noi mai departe mergem cu acele promisiuni, cu acea pasiune și cu acea grijă pe care ne-am planificat-o. Și vreau să vă zic că fiecare din echipa Techwell, de fapt, trăiește într-un fel viața Techwell. Acest lucru nu este doar un lucru și nu este doar un job. Noi venim la lucru pentru că noi credem în schimbare. Noi credem că fiecare cetățean al acestei țări are dreptul să aibă acces la egalitate și la oportunități. Și noi credem că, de fapt, Techwell este acea platformă care poate oferi aceste lucruri. Aș vrea să spun un mare mulțumesc pe final partenerilor care au crezut în noi și care mai departe cred în noi. Este vorba despre USAID, este vorba despre Suedia, este vorba despre UNDP, este vorba despre sectorul privat, Universitatea Tehnică și evident toți cei peste 77.000 de beneficiari direcți și 400.000 de beneficiari ale proiectelor pe care le-am susținut în toți anii aceștia. Voi sunteți extrem de importanți pentru noi și părerea voastră contează. Iar noi, ceea ce creăm, creăm pentru a vă susține și pentru a vă oferi acel vis care poate deveni realitate. Realitate pentru ca să creștem economia acestei țări, realitate pentru ca să fim mai bine pregătiți, realitate pentru ca să ne transformăm provocările în oportunități. Mult succes, felicitări Techwell, 4 ani este doar un început. La mulți ani și vă mulțumesc pentru încredere și pentru tot ceea ce se întâmplă în Techwell în fiecare zi. Ana, îți mulțumim și noi că ai fost alături în această seară frumoasă. Cu siguranță echipa, pentru că este o echipă mare, a devenit o familie, așa cum spuneai, nu sunt doar colegi, sunt deja ca o adevărată familie. Noi continuăm cu
următorul invitat. După cum știți, proiectul TechWheel este implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei. Tocmai de aceea, alături de noi este Veceslav Cunev, președintele Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC. Bună seara, domnule Veceslav! Здравствуйте! Я бы хотела спросить, как все это началось, потому что вы были с самого начала. Да. Я хотел бы... Добрый день, прежде всего, уважаемые дамы и господа. Добрый день, уважаемые партнеры. Добрый день, все коллеги, кто смотрит это, кто вовлечен в работу проекта, кто пользовался им. В общем, благодарю вас всех за внимание. Я бы сегодня хотел рассказать действительно о том, как это появилось, но самое главное, я хотел бы рассказать о двух таких понятиях, как вера и мечта. В 2008 году, когда мы организовали ассоциацию IT-компаний, мы, собственно, у нас было две важнейшие проблемы. Это кадры и система налогообложения. И тогда собралось около 10 компаний, чтобы начать вот эту деятельность в виде ассоциации. Абсолютное большинство компаний нам, никто не верил, что у нас вообще что-то получится. Например, по налогообложению нам говорили, что нет такого прецедента, чтобы у отдельной отрасли было налогообложение специальное, и у вас ничего не получится. По кадрам нам говорили, что невозможно изменить карикулум в университете, что преподаватели мало получают, качество преподавания изменить нельзя. Для нас кадры это были принципиально важным моментом. Мы верили, что что-то у нас получится. Мы даже тогда не представляли себе, как мы это можем сделать, но мы считали, что мы точно что-то можем сделать. У нас была мечта это сделать. Я помню, что где-то в районе 2010 года мы поднимали бокал за то, чтобы экспорт IT был выше, чем экспорт виноделия в Молдове. Это была наша мечта. Вот. И мы начали предпринимать действия в этом направлении, и с одной из наших вот мечт создать такой центр, в котором мы сейчас находимся, центр подготовки и переподготовки кадров, чтобы решить проблему кадров. Мы пришли к нашим международным партнерам, с которыми мы уже работали, и мы начали это обсуждать. Нам опять никто не верил, что у нас получится, потому что никогда в Молдове такие проекты не реализовывались, ни такого типа, ни на такие суммы. Не было вариантов или прецедентов частно-государственного партнерства в области образования, вот именно того, что нам было нужно. Но мы, мне кажется, мы заразили нашей уверенностью, что мы сможем реализовать эту мечту наших партнеров, государства, технический университет, и у нас получилось. Мы верили, у нас была мечта, и у нас получилось. И сегодня мы можем с гордостью сказать, что TechWheel — это лучший в регионе подобный центр. У нас даже не было идей, что может получиться. Мы думали, что это просто будет подготовка, переподготовка кадров. А сейчас вы видите, сейчас здесь проходят различные мероприятия, здесь сидят стартапы, мы постоянно делаем какие-то активности, особенно для детей. То есть у нас получилось в разы больше, чем мы даже мечтали в наших смелых мечтах. И доказательством того, что мы не зря мечтали, это то, что проект идет дальше, он идет в регионы. И я очень надеюсь, что уже в следующем году в каждом региональном университете Молдовы будет свой TechWheel. Я очень хочу поблагодарить всех, кто верил в нашу мечту. Мечта — это очень важно. Мечты должны быть, они должны быть большие, они должны быть амбициозные. И я еще раз хочу поблагодарить тех, кто поверил в нашу мечту. Прежде всего, я хочу поблагодарить те 10 компаний, которые основали ассоциацию, когда никто не верил, что получится. Я хочу поблагодарить за веру в нас, наших партнеров, которые поверили и предоставили нам все необходимые ресурсы, чтобы это сделать. И я очень благодарю команду TechWheel, в которую мы верили, которая поверила тоже в нас и реализовала это. Давайте мечтать. Это TechWheel — это очень важный шаг. Ему всего 4 года, а мы уже сделали очень много. И я считаю, что все наши цели следующие, в том числе связанные с TechWheel, они должны быть в разы больше. Есть такая поговорка — большое видится на расстоянии. Я думаю, что мы сейчас даже не можем оценить еще значение TechWheel для всей отрасли IT в Молдове, для Молдовы в целом. Мы показали, что в нас есть смысл инвестировать, что можно так делать. TechWheel очень многим людям дал путевку в жизнь, изменил их жизнь к лучшему.
И это, конечно, превосходный пример. Я надеюсь, что мы будем развивать как этот проект, так и совершенно новые проекты, которые нам еще, может быть, не пришли в голову. В общем, я за то, чтобы у каждого из нас была надежда и вера в то, что мы делаем. Благодарю всех, кто в этом, в том или ином видео участвовал. И я уверен, что у нас получится еще больше. Благодарю. Domnul Vecislav, vă mulțumim foarte mult. Povestea, într-adevăr, este una motivațională și care te inspiră. Da, кстати, я забыл сказать. Два года назад наша мечта, вот когда я сказал, что экспорт должен быть больше, чем у виноделов, два года назад эта мечта свершилась, и экспорт IT-сервисов и услуг уже больше, чем у виноделов. Mi se pare că cifrele vorbesc de la sine și este într-adevăr o poveste care te impresionează și te motivează ca tot ceea ce îți propui să muncești și se va realiza. Domnul Vecislav, vă mulțumim foarte mult pentru nota pozitivă pe care ați dat-o în această seară și pentru energia frumoasă. Rezultatele despre care vorbim astăzi nu ar fi fost posibile fără suportul oferit de partenerii externi de dezvoltare. La cea de-a patra aniversare, alături de noi este și doamna ambasadoare a Suediei, Anna Liberg. Good evening, Your Excellency. Good evening and buona sera. I hope you can hear me well. Felicitări, yeah. Techwell. Good evening. I must say that I'm very happy to be here with you tonight, also in these difficult times that we are facing, and also to acknowledge the challenging times we have around us that we have experienced the past year and still have to endure. But also, despite the hard times, I believe it is important that we also try to find the positive things, and that we do today when we celebrate the Techwell anniversary. That is such a positive thing to note. Well, Techwell is only 4 years old, but to me it seems like Techwell has been around the IT community in Moldova for much longer. Bună seara! Sunt foarte fericită să fiu astăzi cu dumneavoastră aici în pofida acestor timpuri foarte dificile și foarte complicate prin care am trecut anul trecut, precum și suntem nevoiți să trecem și acum. În pofida tuturor acestor dificultăți, eu cred că este foarte important cu adevărat să găsim niște lucruri pozitive pe care să le observăm în jurul nostru. Techwell a împlinit abia 4 ani și totuși vreau aici să mai vorbesc despre ceva. And I see that Techwell serves as a perfect synergy between the IT companies, the young generations, and the future IT employees. Și văd că, de fapt, Techwell servește drept o sinergie perfectă între companiile din domeniul tehnologiilor informaționale, generația tânără, precum și inovațiile. And a few years ago, Sweden, together with USAID, we joined forces to build and to develop a game-changing initiative in Moldova, and that was Techwell, and what a journey it has been. Și câțiva ani în urmă, de fapt, Suedia împreună cu USAID și-a unit eforturile pentru a veni cu o inițiativă care să schimbe regulile de joc și am reușit, sau asta am făcut-o prin intermediul Techwell. Și ce călătorie am parcurs în acești ani? So Techwell was born through an existing partnership between the private sector and the academia, also where strategic priorities of the donors has been incorporated. And through Techwell we see a stronger and a substantial IT human resources. Și de fapt Techwell s-a născut prin intermediul unui parteneriat existent dintre sectorul privat din Republica Moldova și cercurile academice, incorporând la fel și cerințele din partea donatorilor care au venit, astfel construind această inițiativă, această platformă pe care o avem astăzi, Techwell. And we also see an initiative which inspires children and youth, an initiative that shows how it creates premises for young people to stay in the country. And we also see that Techwell encourages entrepreneurship and startups. Și noi vedem de fapt că la momentul dat Techwell este o inițiativă care inspiră copiii și tinerii să se implice în acest domeniu și încurajează tinerii să rămână în țară pentru a activa aici și la fel încurajează startup-urile și întreprinderile ca să se implice în acest domeniu și în activitate. We are also very happy and we are proud to support an initiative that has had impact on over 75,000 people during the past 4 years. It is also especially inspiring to see
that nearly half of those benefiting from TechWell activities are women and girls. And we see how TechWell provide opportunities leading to their better future. Și de fapt, noi suntem foarte bucuroși și fericiți să vedem că pe parcursul acestor 4 ani, în jur de 75.000 de persoane au beneficiat de activitățile desfășurate de TechWell. Și suntem foarte încântați să observăm că jumătate din aceste persoane care au beneficiat de activitățile TechWell sunt femei și fete. Respectiv, vedem o inițiativă care le ajută să-și îmbunătățească viața și condițiile de trai pentru acestea. And one important step that I would like to mention is the Tech Women Network, the network to support professionals and to inspire others. Și un lucru pe care vreau să menționez este această rețea specială pentru Tech Women care are drept scop să inspire pe alții. And I would also like to welcome the extension of TechWell in every school. The development of regional centers and also cooperation with other organizations to promote digitalization and e-commerce. These are all to be celebrated as important milestones. Și la fel, mă bucur să văd extinderea activității TechWell în activitățile acestea în fiecare școală, crearea centrelor regionale a cooperării, a promovării digitalizării, activități de precum ar fi e-commerțul și altele. Toate aceste lucruri merită să fie sărbătorite astăzi. And more is also to come, and we are looking forward to upcoming programs such as Start of Moldova, the Digital Upgrade Initiatives, and also the further connection of children to technologies. Și la fel, noi știm că sunt încă multe lucruri care vor urma și noi suntem foarte bucuroși să salutăm inițiativele când sunt planificate pentru viitor, cum ar fi Startup Moldova sau Digital Upgrade sau implicarea copiilor în diverse activități IT. So let me conclude with my warmest congratulations to the TechWell team. You provide Moldovans with great opportunities and you show how dynamic and how innovative Moldova is. And you are really the future. So la mulți ani, TechWell, and to many more years. Thank you very much. Și dați-mi voie să-mi închei discursul meu cu felicitările cele mai călduroase pentru echipa TechWell, fiindcă voi sunteți cei care oferiți oportunități foarte mari pentru dați dovadă de această dinamică și inovație care există în țară și dumneavoastră sunteți viitorul. Vă mulțumesc și toate cele bune. Thank you so much, Your Excellency. La fel cu suportul agenției SUA pentru dezvoltare internațională, sectorul IT din țară a cunoscut o dezvoltare, iar proiectul TechWell se poate mândri cu o serie de alte proiecte și programe. Alături de noi este și Scott Hochlander, directorul misiunii USAID Moldova. Good evening, Mr. Hochlander. No, thank you so much. It's so exciting to be here with on such a great occasion with such a distinguished group of friends and colleagues of TechWell. Bună seara. Welcome. Great to be here. Deci este o plăcere foarte mare și sunt încântat să fiu aici cu dumneavoastră cu un grup atât de remarcabil de persoane distinse, prieteni și colegi. Deci bună seara și salutări tuturor. So here we are celebrating TechWell's 4th anniversary celebration. It's just amazing to me to imagine a movement that has come so far in such a short amount of time. Astăzi sărbătorim cea de-a 4-a aniversare de la crearea TechWell și este remarcabil și impresionant pentru mine să vedem această mișcare majoră și cât de mult am reușit să avansăm într-o perioadă atât de scurtă de timp. I know that it doesn't feel necessarily like a time to be celebrating with so much going on in the country now, but I think in these moments, you really must find time to recognize small victories and positive influences, and TechWell is absolutely one of those. Eu știu că s-ar putea să ne pară că nu e momentul cel mai potrivit pentru a sărbători ceva, ținând cont de toate lucrurile care se întâmplă acum în țară. Dar totodată mă gândesc că este foarte important să găsim acele lucruri pentru a le observa, a le remarca, care pot fi considerate ca niște mici victorii, niște oportunități foarte pozitive, ceea ce este de fapt TechWell pentru noi. One of USAID's core development goals in Moldova is to support partnerships between business, academia, and government in order to improve productivity and education for the workforce, as well as to grow and increase competitiveness.
Și de fapt unul din obiectivele principale ale USAID în Republica Moldova este de a susține parteneriatele existente între cercurile de afaceri, cercurile academice și guvern în vederea educării unei forțe de muncă care să lucreze în țară. But this center of excellence really represents to me something bigger. It really represents, I would say, the technological awakening in Moldova. And what is abundantly clear at this fourth anniversary celebration is that the promise and transformative potential of the tech sector really stands out. Și de fapt este minunat și că acest centru de excelență este ceva foarte mare care de fapt reprezintă ca un fel de trezire tehnologică a Republicii Moldova. Și este foarte clar că în acești 4 ani, de fapt, această promisiune, această dezvoltare, cu adevărat este ceva care s-a dovedit a fi de succes. We are so proud to see TechWell playing a leading role in directly contributing to the workforce development and entrepreneurship ecosystem, thereby incentivizing via high-paying jobs for the current and next generation of Moldovans to remain in Moldova and to contribute to its development, particularly women and girls. Și de fapt noi considerăm că TechWell este de fapt un partener lider în acest domeniu, în procesul de dezvoltare a forței de muncă în Republica Moldova și de dezvoltare a ecosistemului pentru dezvoltarea afacerilor aici, creând același timp locuri de muncă pentru tineri și încurajându-i să rămână în țară să lucreze, și în special accentul fiind pus pe fete și femei. We are also proud of what TechWell has done to support Moldova through the COVID-19 pandemic, including supporting online learning, further digitizing education, as well as helping firms strengthen their business models, including expanding to online commerce. Și noi la fel suntem foarte mândri de ceea ce a reușit să facă TechWell pe parcursul acestei perioade în care trecem prin pandemie de COVID, când a încercat să se implice în învățarea la distanță, online, precum și digitalizarea sectorului educației, ajutându-i pe toți să parcurgă această perioadă, inclusiv companiile, ajutându-le să treacă la comerțul electronic. In 2020, TechWell successfully implemented TechWell in Every School program in 77 schools in Moldova to provide market-driven education for over 5,327 students. All these numbers, and I know the statistics that Ambassador Lieber talked about, these numbers are really starting to add up after only 4 years. Și în anul 2020, TechWell a reușit de fapt să promoveze acest program de a aduce școala în tehnologie informațională în fiecare școală, implicându-se în 77 de școli și promovând educația orientată spre piață pentru 5.327 de elevi. Toate aceste cifre care au fost menționate și de către doamna ambasadoare Lindberg, de fapt se adună an de an și devin tot mai mari. The digital world is developing at a fast pace, so it is extremely important that countries like Moldova keep up with international trends. With TechWell's help, Moldova is positioning itself to be a market that connects east to west. Și de fapt, dezvoltarea sau digitalizarea se dezvoltă cu o viteză foarte mare și este extrem de important ca Republica Moldova să țină pasul cu această viteză cu care se dezvoltă tehnologiile. TechWell este aici pentru a ne ajuta, de fapt, să promovăm acest lucru și să creăm această legătură între est și vest. And TechWell is demonstrating how Moldova can lead not only the technology sector, but also in applying technology to other sectors like agriculture and finance. Și TechWell la fel ne arată cum Republica Moldova poate promova nu și dezvolta nu doar tehnologiile, dar și la fel cele tehnologiile aplicate, cum ar fi în domenii precum agricultura, să zicem. It's just so impressive to me to see TechWell become a recognized platform for partnership between all these important groups, government, industry, academia, and continue to foster its development. Și de fapt pentru mine este foarte impresionant să văd cum TechWell a reușit să devină un partener recunoscut pentru toți acești jucători de pe piață, cum ar fi sectorul privat, cercurile academice sau guvernul. Și este foarte bun acest lucru. And its presence is growing, including very importantly outside of Chișinău. Și prezența TechWell este în creștere și un lucru foarte important, inclusiv în afara Chișinăului. So, along with our strong partners, the Swedish government, USAID is absolutely pleased to be part of this amazing success story. The future looks incredibly bright, and we know that TechWell's impact will continue to grow
and foster further tech-related economic growth throughout Moldova. Și dați-mi voi acum să spun că noi, împreună cu partenerii noștri principali, în acest caz Suedia, suntem foarte mândri să fim parte a acestui proiect și știm că viitorul nostru este unul luminos și TechWell va continua să-și crească, să-și sporească impactul asupra economiei și a creșterii economice din țară. So congratulations, TechWell, congratulations to everyone that's been involved with this amazing project over the last 4 years. La mulți ani, TechWell. Looking forward to the next anniversary and many more after that. Thank you again for allowing us to be a part of this. USAID is proud to be a partner of TechWell. Și vreau să felicit încă o dată TechWell și toți cei care au fost implicați în acest proces cu această aniversare de 4 ani. La mulți ani TechWell, la mulți ani tuturor și suntem nerăbdători să vedem, să ajungem la următoarea aniversare pe care să o sărbătorim împreună și vă mulțumim foarte mult că ne-ați permis să fim parte a acestui proiect și parte a acestei platforme. Vă mulțumesc și toate cele bune. Thank you so much for your support, Mr. Hochlander. Iar noi continuăm. De la începuturi și până acum, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost un partener de încredere pentru dezvoltarea sectorului IT, iar suportul oferit pe parcursul anilor ne-a permis să desfășurăm mai multe proiecte educaționale importante. Alături de noi este și doamna Natalia Grâu, secretar de stat în domeniul educației. Doamna Grâu, bună seara! Vă salut cu mare drag. Sunt onorată să particip la acest eveniment și să transmit mesajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării comunității TechWell. Ori comunitatea TechWell este una mare, este una bogată și foarte tânără ca spirit și ca viziune. Din anul 2017, Centrul de Excelență în sectorul IT din Republica Moldova a reușit să aducă o schimbare, o schimbare de viziune, aș spune eu, care a contribuit și contribuie eficient la creșterea competitivității industriei IT și la oferirea mai multor oportunități pentru tinerii din Republica Moldova, fiind un proiect complex, un proiect de nivel național. Ceea ce ne bucură în mod deosebit este că pe durata acestor 4 ani, s-ar părea că nu este o perioadă foarte mare, dar în acești 4 ani, TechWell a reușit să devină omniprezent, am zice noi, la nivelul sistemului educațional din țară și a reușit să se afirme ca un epicentru al programelor de dezvoltare în domeniul TIC prin inițiativele bine gândite și bine corelate unui public țintă care aștepta aceste programe. Vreau să menționez și să apreciez efortul și aportul Universității Tehnice din Republica Moldova în persoana domnului rector Viorel Bostan pentru succesul acestui proiect. Vreau să apreciez și să exprim simpatia noastră și recunoștința deopotrivă pentru echipa TechWell și în persoana doamnei Chirița, care e cumva sufletul acestui proiect, și să-i felicit pentru faptul că au știut în această perioadă să fie constructivi, să vină în dialog deschis cu sistemul educațional și să răspundă în termeni de necesitate atunci când noi, în acest an pandemic, am venit către ei cu propuneri, ei au venit către noi cu propuneri, propuneri care s-au aflat la, sub auspiciile unui memorandum pe care în anul 2018 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării l-a semnat. Acest memorandum ne-a permis să implementăm mai multe activități importante pentru comunitatea educațională, pentru tineri. Și aici nu o să mă repet la cele cifre importante pe care le avem în domeniul implementării proiectului TechWell în fiecare școală
cu o geografie foarte generoasă, în peste 28 de raioane din Republica Moldova. Ce ne place nouă în abordarea echipei TechFill este că aceste programe sunt concepute holistic, se asigură și partea de capacitare a cadrelor didactice prin formarea acestora, se asigură și elementul de material didactic foarte important pentru pedagogi. Și lucrul ăsta se face de fiecare dată printr-un suport de curs interactiv, interesant, cu exerciții interactive, care ușor pot fi integrate în activități pe placul tinerilor înainte de toate. Pe noi ne bucură foarte mult că TechFill își extinde geografia și astăzi nu doar copiii tineri din municipiul Chișinău vor avea acces sau au acces la această oportunitate. Extinderea spre Bălți, Cahul și Comrat înseamnă oportunitate pentru un număr mai mare de copii și eu am convingerea că în fiecare din localitățile Republicii Moldova există tineri capabili, există tineri talentați în domeniul IT și că e foarte important să le oferim acele șanse și oportunități tinerilor de a crește, de a-și descoperi talentul și de a învăța într-un mediu care să le ofere aceste orizonturi ale domeniului IT, orizonturi într-o permanentă mobilitate și într-o permanentă schimbare, orizonturi ale competitivității și orizonturi care vor permite multor tineri din Republica Moldova să facă o carieră de succes și să fie competitivi la nivel internațional. Aceste aspirații sunt consolidate și prin mai multe inițiative și activități care promovează excelența în domeniul IT prin educație și eu vreau să menționez și activitățile foarte apreciate de altfel de către elevi. Mă refer la concursurile pe care noi le-am inițiat împreună cu TechFill. Concursul de robotică First Lego League Moldova, concursul cel mai bun elev inovator Genius. Acum, mai recent, a fost lansat și concursul TechFill Junior Ambassadors. Vreau să vă zic că elevii sunt interesați, elevii participă fără a fi motivați de pedagogi. Ei așteaptă și sunt dornici să participe în aceste concursuri în care ei își pot manifesta aspirațiile și își pot dezvolta competențele TIC. Comunitatea TechFill este una vie, este una dinamică și ceea ce este important e că energia ei se alimentează dintr-un entuziasm și o așteptare pe care o au tinerii talentați din Republica Moldova. Și acest lucru este foarte și foarte important. De aceea, la acești 4 ani, în numele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, urăm echipei TechFill multe, cât mai multe, în continuare, idei nebune, idei frumoase, inovatoare, care să le permită tinerilor în continuare să exceleze și să se descopere, să se autodescopere. Mult succes și multe, multe realizări în continuare. Mulțumesc! Doamna Greu, vă mulțumim foarte mult că ați fost în această zi alături de noi. La fel, este important ca instituțiile statului să ne susțină și să susțină astfel de programe care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea viitorilor, nu știu, funcționarea ai statului, dar și cetățenii Republicii Moldova. Un alt partener de încredere a fost și Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu ajutorul căruia au fost lansate și implementate proiecte destinate antreprenorilor. Pe scurt, despre aceasta ne va vorbi Andrei Cușcă, șef al Direcției Politici și Reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale. Bună seara! Onorați reprezentanță USAID, misiuni diplomatice și mediul academic. Doamnelor și domnilor, este o deosebită plăcere să venim cu acest mesaj de felicitare
prejuit aniversării de 4 ani a TechWheel. Ne bucură nespus de mult faptul că TechWheel a devenit mai mult decât un proiect de succes. TechWheel a devenit o casă modernă pentru comunitatea IT din Moldova. Un centru educațional, inovațional și de antreprenoriat IT, care oferă platforma și infrastructura necesară pentru formarea și dezvoltarea profesională IT, asistența pentru lansarea și maturizarea afacerilor în IT, precum și oportunități de cercetare și dezvoltare. Acest lucru a devenit posibil urmare a parteneriatului public-privat, dar în special suportului și implicării partenerilor de dezvoltare a Guvernului Statelor Unite ale Americii, Guvernului Suediei, Asociației Naționale a Companiilor Private în domeniul TIC, Universității Tehnice, dar și a companiilor internaționale și locale. Cu această ocazie aducem sincere mulțumiri pentru angajamentul ferm și implicarea tuturor partenerilor. Formatul modern de activitate implementat de TechWheel este unul de succes, care oferă o dinamizare a activităților de inovare bazate pe tehnologii informaționale, ceea ce este cheia succesului unei națiuni, un driver al creșterii economice și a nivelului de viață calitativ nou al cetățenilor. Inițiativele implementate de către echipa TechWheel se înscriu perfect și contribuie la realizarea obiectivelor politicilor promovate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. În mod special, aș dori să menționez strategia de dezvoltare a industriei IT și a ecosistemului pentru inovarea digitală, precum și foaia de parcurs privind digitalizarea economiei naționale. Apreciem înalt contribuția valoroasă din partea TechWheel în ceea ce ține de dezvoltarea capitalului uman și inovației IT, alegerea unei cariere IT, facilitarea și consilierea în lansarea și dezvoltarea startup-urilor. Contribuția și suportul continuu al partenerilor de dezvoltare, precum și companiilor private partenere, atât din țară cât și peste hotare, au asigurat centrului TechWheel conexiunea la cele mai avansate practici și tehnologii de promovare a inovației IT, conținut și programe, accesul la resurse financiare, ceea ce oferă centrului TechWheel perspective de creștere. Ne bucură faptul că modelul TechWheel se extinde în regiuni, pe platforme universitare, în orașele Cahul, Belz și Comrat. Acest fapt indiscutabil va oferi posibilități noi pentru inovația digitală la nivel regional. Susținerea ecosistemului IT, precum și atragerea investitorilor și profesioniștilor IT. Vă dorim perseverență și inspirație în ceea ce faceți, pentru că de voi depinde viitorul generațiilor noi de tineri talentați și pasionați de IT, dar și extinderea inovației digitale pe orizontală în sectoarele tradiționale ale economiei. Din partea noastră, vă asigurăm cu suportul necesar prin promovarea politicilor dedicate pentru dezvoltarea industriei IT și inovației digitale, având un enorm potențial de dezvoltare în țară. Sincere felicitări, TechWheel! Vă mulțumesc! La mulți ani! Domnul Cușcă, vă mulțumim și noi, dumneavoastră, pentru că ați fost alături de noi și, cum am menționat mai sus, este extrem de important ca să avem susținerea instituțiilor statului în astfel de programe și proiecte. De la începuturi și până acum, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost alături de TechWheel în dezvoltarea proiectelor sale. Însă, acest centru de excelență în ICT a fost construit pe terenul universității. Domnul rector al Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este prezent la cea de-a patra aniversare a TechWheel. Domnul Bostan, bună seara! Bună seara, excelența voastră doamnă ambasador Liberg, excelența voastră domnul director Hochlander, dragi colegi, prieteni. Eu cred că prin cuvinte nu pot spune ce retrăiesc exact acum. Mi-aduc aminte 6 ani în urmă când noi la Universitatea Tehnică aveam o clădire părăsită care am
renovat un nițel, ne gândeam la ce putem să o folosim și cum aveam discuții cu diversi parteneri și până la urmă, cred că așa a fost soarta să ne întâlnim cu Ana. Ea visa la un centru de excelență în IT, noi aveam o clădire care nu știam ce să facem cu ea. Cred că stelele s-au aranjat așa cum trebuie și mă bucur foarte mult că astăzi deja putem vorbi despre maturitatea acestui centru Techville, deși trebuie să recunosc că ceea ce îmi închipuiam eu că va fi Techville peste 3, 4, 5, 10 ani, nu s-a realizat în totalitate. S-a realizat, de fapt, de 1000 de ori mai mult, fiindcă cumva noi priveam aceste centre, aceste inițiative care veneau din mediul non-academic ca niște formalități. Am văzut exemple de diverse incubatoare sau proiecte în care se discutau doar strategii sau se făceau doar niște concluzii care erau de multe ori departe de realitate. Și Techville a venit să infirme aceste lucruri. Techville, de fapt, astăzi, dacă să analizez ce este Techville, în primul rând, ce ar fi fost dacă Techville nu era să apară în campusul Universității Tehnice a Moldovei, cred că era unul, cel mai mare regret pe care era să-l am. Doi, cred că era să fie un coșmar pentru mine, un vis rău, cum așa Techville să nu se afle pe teritoriul Universității Tehnice a Moldovei. Ce este Techville astăzi? În primul rând, Techville este... Am făcut odată o comparație, dacă universitatea, mediul academic reprezintă armata, Techville este locul unde se antrenează forțele speciale. Techville este locul unde apar noi competențe, unde apar probleme și se rezolvă probleme care noi, mediul academic, nu întotdeauna îi atragem o foarte mare importanță. De exemplu, acest minunat program Techville Women Ambassadors, care de fapt punctează o problemă majoră pe care noi avem în inginerie, anume această discrepanță de gen pe care o vedem, acele stereotipuri care există, sau Techville Kids Academy, care chiar și atunci când discutam despre ce urmează a fi Techville, era ca o idee și astăzi vedem de fapt un succes extraordinar pe care îl are. Techville Academy ne-a antrenat oamenii din universitate să devină și mai competenți, să livreze produse noi, să livreze cursuri, conținuturi noi. Ne-a făcut, de fapt, Techville să fim mult mai buni decât suntem noi astăzi și aș putea chiar spune cu siguranță Techville ne-a transformat. Techville, la un moment dat, putea să devină și un competitor al nostru. Și atunci a trebuit să ne transformăm rapid ca să ținem pas cu acele idei pe care le promovează Techville. De altfel, Techville putea să ne ocupe locul, sincer o vorbesc acum, și mă bucur extrem de mult că Techville a crezut în noi, noi am crezut în Techville. Le mulțumesc partenerilor de dezvoltare care ne-au dat acel oxigen de care noi avem nevoie, ne-au făcut să înaintăm, să facem proiecte noi, programe noi. Mulțumesc Ministerelor Educației, Culturii și Cercetării și a Economiei că au crezut și ne-au lăsat să ne dezvoltăm. Și am și un sfat pentru acele centre regionale care vor să aibă Techville la ei. Mă refer în primul rând la Autonomia Găgăuză, doamna Bașcan, și la Bălț, doamna rector, văd că sunteți conectate. Lăsați Techville să vă transforme, să treacă prin voi și o să vedeți că vor apărea rezultate extraordinare. Deci Techville trebuie să îl simțiți, să aveți încredere în acele proiecte pe care le va promova și o să vedeți cum se va schimba tot sistemul care, de fapt, reprezintă acel oxigen de care noi avem nevoie pentru a deveni mai bun și a deveni mai competitiv. Vreau aici, de asemenea, să menționez și alte persoane care au stat la bazele Techville. Văd că este conectat Sergiu Botezatu. Sergiu, mulțumesc că ai avut încredere în noi și ne-ai ajutat.
O altă persoană care a stat la ideile Techville a fost proiectul de competitivitate reprezentată de doamna Doina Nistor. De fapt, mulți, mulți oameni au stat la începuturi, mulți au rămas în continuare și vreau să mulțumesc echipei actuale a Techville. Ana, fără de tine, Techville nu ar fi fost ceea ce este astăzi. Ai reușit să strângi o echipă extraordinară, de la care noi personal, eu personal, am învățat foarte multe. Vreau să mulțumesc și echipei din Universitatea Tehnică, care a beneficiat de toate inițiativele Techville și care s-a implicat în multe inițiative Techville. Și, într-adevăr, acel deviz pe care îl are Techville, a fi puternici împreună, este confirmat astăzi, va fi confirmat în continuare prin activitatea extraordinar de frumoasă a Techville. Vă mulțumesc! Domnul Bostan, vă mulțumim foarte mult pentru acest discurs motivațional și, în general, pentru colaborarea pe tot parcursul acestor 4 ani. După 4 ani de succes, cu sute de proiecte realizate și zeci de mii de beneficiari, Techville este pregătit să meargă mai departe. În următorii ani vor fi create mai multe centre de excelență în regiunile țării. Vor fi dezvoltate programe educaționale pentru pregătirea forței de muncă în IT. Profesiilor viitorilor vor fi aduse mai aproape de 95% din școli. IMM-urile vor fi ajutate să obțină mai multe abilități digitale, iar antreprenorii vor fi susținuți în drumul lor către succes și multe altele. Un pas important pe care deja l-am făcut, iar rezultatele urmează să fie vizibile în următorii ani, este extinderea în regiunea de sud a țării, în Combrat. În acest sens, săptămâna trecută a fost încheiat un memorandum de înțelegere între Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia și Techville. Dar despre aceasta ne va vorbi doamna Irina Vlah, bașcanul Găgăuziei. Doamna Vlah, bună seara! Bună seara, bună seara! Stimate Ana, stimate domnule președinte Cuniev, stimate domnule rector Bostan, excelențe, dragi colegi, vă salut și vă spun bună seara! Bună seara! Sunt fericită să particip la acest eveniment și să vă felicit cu ocazia împlinirii a 4 ani de activitate a proiectului Techville. De fapt, orice proiect totdeauna l-am asociat cu oamenii implicați în realizarea lui. Am fost și sunt sigură că un proiect poate avansa și genera rezultate doar dacă oamenii implicați în realizarea lui sunt oameni constructori, sunt oameni inspirați și talentați, sunt oameni căutători de soluții, oameni pe care dificultățile îi provoacă încă mai mult să găsească căi noi pentru progres. Și azi putem constata că Techville este cazul fericit al unui proiect care a întrunit oameni constructători, talentați și inspirați, căutători și convinși că pentru a progresa obligatoriu trebuie să muncim, să învățăm și chiar și în cele mai dificile zile trebuie să facem un pas înainte. Am urmărit acest proiect și mi-a plăcut cum ați progresat și voi recunoaște că de mai mult timp am tot căutat soluții cum să atrag experiență, talentul și energia dumneavoastră în Găgăuzia. Dumneavoastră, mai bine decât mulți dintre noi, cunoașteți cât de multe se pot face atunci când, într-un loc potrivit, se reușește adunarea unor oameni talentați. Se reușește crearea unei atmosfere care inspiră talentele să caute și să inoveze. Și se reușește concentrarea energiilor pe direcții corecte.
mi-a inspirat proiectul TechWheel și sunt fericită că recent, mai exact, pe data de 6 martie a fost semnat memorandumul de înțelegere pentru implementarea proiectului în autonomie găgăuză, prin crearea în Comrat a unui centru de tip TechWheel. Am menționat la evenimentul din 6 martie că obiectivul nostru e să creăm în Comrat o platformă care să devină un concentrator și un amplificator al talentelor și al energiei tinerilor din Găgăuzia. Noi dorim să, ca această platformă să atragă tinerii talentați cu oportunități de a învăța noi tehnici de programare și de a crea soluții și produse tehnice noi. Și avem încredere că platforma din Comrat, construite cu suportul direct al creatorilor TechWheel, va provoca interesul față de Găgăuzie din partea companiilor IT, pentru că vor găsi mai ușor talente la noi, chiar vor găsi specialiști deja pregătiți. Acum, TechWheel este un brand și toți cei care au stat la începuturi și au dedicat acestui proiect timpul și energie lor pot fi mândri. Dragi colegi, vă felicit cu ocazia aniversării și vă doresc să rămâniți nesatisfăcuți și nemulțumiți, să fiți permanent siguri că este loc pentru progres și pentru mai bine. Să rămâniți locomotivele dezvoltării acestui frumos proiect și a dezvoltării sectorul IT în Moldova. La mulți ani, TechWheel! Vă mulțumim foarte mult, doamna Vlah! TechWheel este prezent și în regiunea de nord a țării, cu proiecte care au scop extinderea oportunităților de dezvoltare și crearea premiselor pentru conectarea talentului și potențialului capitalului uman cu posibilitățile oferite de companiile IT locale. Îl avem astăzi alături de noi pe Ion Bodrug, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale Bălți, dar și pe Natalia Gașițoi, rectora Universității Ale Curso din Bălți. Bună seara, domnul Bodrug, bună seara, doamna Gașițoi. Domnul Bodrug, aș vrea să vă întreb, are nevoie comunitatea IT de la Bălți să fie implementate în comunitatea de la IT de la Bălți să fie implementate proiectele TechWheel în regiune? Bună seara tuturor. În primul rând, aș felicita echipa TechWheel pentru rezultatele performante care le-au avut până acum. Le doresc mult, mult succes frumos în continuare și 4 ani, am citit, în căsătorie. Este 4 ani de mătasă sau 4 ani de flori. Evident că până acum au avut parte de țesutul trainic a metodologiei de dezvoltare a domeniului IT la nivel național mai mult. Acum este timpul de extins și în regiunile țării. Respectiv, aceste colaborează foarte productiv cu echipa TechWheel, felicită și Asociația Națională ATIC cu produsul acesta, proiectul TechWheel, și îi așteptăm aici, la noi, în nordul țării, cu programele care le așteaptă studenții, copiii, dar și cei care vor să se dezvolte în continuare în domeniul IT. La mulți ani, TechWheel! Mulțumesc, domnul Bodrug. Doamna Gașițoi, TechWheel a implementat deja anumite proiecte care au oferit mai multe șanse pentru viitoarea forță de muncă. Ce impact au avut acestea și care au fost rezultatele?
Bună seara, onorată asistență! Sigur că noi am urmărit dezvoltarea proiectului de la momentul lansării și ne-am bucurat foarte mult pentru colegii noștri de la Universitatea Tehnică, care în parteneriat au reușit să încununeze un proiect cu un succes, cu un impact pentru toată țara, ceea ce este benefic pentru noi toți. Până ajunge Techwell cu o căsuță sau, să zicem, cu o locație la noi la universitate, universitarii bălțeni au beneficiat de stagii de formare în cadrul proiectului Techwell, ceea ce cu siguranță ne aduce la un nivel de calitate înalt a celor programe educaționale în domeniul IT pe care le oferă Universitatea de Stat Alecuruso din Bălți. Au avut impact și acele cursuri de formare la care au participat studenții noștri, deja studenți la specialitățile IT, și desigur că evenimentele de promovare a specialităților IT în rândul tinerilor, fiind și noi cumva atrași în această campanie generală pe care a coordonat-o cu atât de mare maestrie și dăruire de sine acest proiect. Și sigur că nu putem să nu le aducem cuvinte de gratitudine și urări de succes pe viitor proiectului Techwell. Totodată fac și eu ca domnul rector Bostan, care spune că avea o clădire acolo, cumva trebuia organizat ceva în acea clădire. Avem și noi o clădire, chiar mai bine zis, două blocuri, le spunem noi, destul de mari, cu o suprafață mare, pe care cu suportul Guvernului Republicii Moldova și a partenerilor de dezvoltare ne dorim să-l transformăm acest spațiu într-un centru de inovare și transfer tehnologic și deja cunoașteți probabil că au și fost puse la punct toate lucrările, sunt chiar în proces de derulare, se vede în fiecare zi cum se modifică construcția și sperăm că în foarte, foarte scurt timp ne vom bucura toți împreună de acest proiect Techwell la Bălți, pentru că deja am discutat și nu o singură dată cu această echipă tânără, energică, foarte îndrăzneață, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult, viitorul centrului nostru de inovare și care ar fi rolul proiectului Techwell în viitorul acestui centru. Desigur că Techwell transformă societatea, asta e adevărat, ne bucurăm foarte mult de acele rezultate și proiecte care sunt implementate și probabil dacă și până acum toată țara a beneficiat de produsele Techwell, vă dați seama ce se va întâmpla și cum se va transforma țara noastră după ce vor fi create aceste centre în regiuni, pentru că cu siguranță va crește numărul beneficiarilor acestor servicii, va crește nivelul profesional al specialiștilor în domeniul IT și sperăm noi că vor fi atrași și mai mulți tineri, și mai multe fete în acest domeniu atât de important și necesar economiei naționale. De aceea noi le mulțumim partenerilor Techwell, sperăm într-o colaborare foarte frumoasă în ceea ce va urma și le dorim să aibă cât mai multe idei inovative și pe viitor, iar noi din partea noastră promitem că îi vom susține și vom ține cont de acel sfat care ne l-a dat domnul rector Bostan acum, vom fi receptivi, deschiși și vom lăsa pe acești tineri să facă ceea ce ei pot face cel mai bine și posibil chiar mai bine decât putem noi astăzi la moment să oferim mult mai multe decât putem noi să oferim astăzi tinerilor din regiunea de nord a țării. Sperăm că împreună vom schimba societatea din regiunea de nord, vom schimba mentalitatea și această plusvaloare ne va aduce încă multe, multe bucurii și satisfacții tuturor. La mai mult și la mai mare proiectului. Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult, doamna Gașițoi și domnul Bodruc, pentru că în această seară ați fost alături de noi. Și pentru urări, desigur. Pași importanți pentru extinderea proiectelor Techwell și dezvoltarea sectorului TIC au fost făcuți și în regiunea Cahul. Iată de ce îl avem astăzi alături și pe primarul orașului, Nicolae Dandiș.
Da. Bună seara. Bună seara, domnul Dantiș. Bună seara, mulțumesc pentru invitație echipei Techwell, în special Ana Chiriță, domnul Cunev. Mulțumesc pentru invitația de a avea și eu un mesaj de felicitare către echipa Techwell. Vreau să salut onorabilii invitați, excelența sa, doamna ambasador, domnul director al misiunii USA, domnul Hochlander, doamna Al-Khatib, partenerii noștri în asistența și proiectele care le derulăm în Kahul, în regiunea de sud, doamna secretar de stat, stimați rectori. În primul rând, vreau să spun că pentru municipiul Kahul, investiția în sectorul IT, în sectorul academic, prin acest program, evident, este o oportunitate imensă. Și când spun oportunitate, este prin acele programe și softuri susținute de USAID, de Suedia, de ambasada Suediei, dar la Kahul urmează să fie dezvoltat, creat și un centru IT cu suportul Uniunii Europene. Vreau pe această cale să mulțumesc tuturor celor care sunt partenerii noștri, care susțin domeniul IT în general și investiția în tineri în general și în mediul academic, pentru ca, sigur, să aducă o plus valoare dezvoltării potențialul intelectual, dezvoltării economice și, evident, parteneriatul cu Ministerul Economiei și Infrastructurii este vital pentru a reanima tot ceea ce înseamnă economie regională. Municipiul Kahul și regiunea Kahul are un potențial, spuneam, imens prin amplasarea sa, prin parteneriatele transfrontaliere care de asemenea există, pe care le avem cu municipii sau regiuni din România. De asemenea, este potențial pentru a dezvolta real un hub regional. Eu vreau să spun că acest proiect și crearea centrului la Kahul este o susținere enormă pentru Universitatea de Stat Bogdan Becei-Hajdeu din Kahul, o instituție cheie în dezvoltarea municipiului, raionului și regiunii. De aceea, cred că prin programele pe care le are Techwell, echipa profesionistă, vreau să subliniez și eu ceea ce a spus domnul Bostan anterior, este o echipă cu suflet, sunt simpli, profesioniști, sunt oameni cu suflet și am simțit imediat această prietenie, dacă vreți, pentru ca proiectele să producă rezultate. De aceea, încă o dată, vreau să spun că bursele pentru profesori, programele pentru copii au această menire de a promova tot ceea ce înseamnă progresul științific, progresul inovațional. Din partea noastră vă dorim mulți ani, succese și sunt convins că un proiect, în momentul în care se multiplică, indiferent că în plan geografic sau cu siguranță vor descoperi și alte nișe, să spun așa, pentru a demara proiecte pilot, înseamnă că a fost un proiect de succes. Mă bucur, felicit echipa, vă doresc la mulți ani. Și sunt bucuros și încântat de parteneriatul frumos pe care îl avem cu Techwell și cu partenerii care sunt aici, ambasada Suediei, USAID, spuneam partenerii Uniunea Europeană, delegația Uniunii Europene, Ministerul Educației, Culturii, Cercetării și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Printr-un parteneriat frumos, cu siguranță se pot obține rezultate frumoase. La mulți ani! Domnul Dandiș, vă mulțumim foarte mult și vă dorim multă baftă! Succesele înregistrate, dar și planurile de viitor nu sunt posibile fără o echipă consolidată în spate. Cu ajutorul celor unei echipe consolidate care a pus umărul la extinderea proiectului, astăzi Techwell este pregătit de noi provocări. În cele ce urmează, îi veți cunoaște pe unii dintre ei. Dezvoltarea forței de muncă în IT și încurajarea tinerilor să aleagă anumite cariere în domeniul IT, prin și oferirea unor cursuri de calitate, a fost întotdeauna o prioritate pentru Techwell. În anul 2020, Techwell în fiecare școală a început pregătirea unei noi generații de tineri
în Republica Moldova la nivel național. În parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării am reușit să modernizăm oferta curriculară a disciplinelor opționale din domeniul IT, iar în parteneriat cu donatorii și partenerii externi de dezvoltare, USAID, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană, EU4 Moldova și UNDP Moldova, am reușit să dezvoltăm resurse digitale unice și interactive. Am reușit să lansăm un program complex de instruire a profesorilor, să oferim tehnică de calcul ca și donații profesorilor din cadrul proiectului și toate acestea au fost posibile gratuit pentru școlile care au fost deja conectate la program. Am citit anunțul de lansare a acestui proiect și am, împreună cu colega mea, profesoara de informatică, am decis să aplicăm. Mare mi-a fost și bucuria și uimirea atunci când am fost selectați. Proiectul Techville în fiecare școală a fost o nouă oportunitate de a dezvolta disciplinele TIC la noi în instituție. În gimnaziul Eugen Coșeriu studiază elevi din 4 sate. Ne bucurăm și ne mândrim foarte mult că le-am putut oferi această șansă să studieze disciplinele oferite de Techville. Le-am creat toate condițiile ca ei să aibă acces calitativ la aceste cursuri. În perioada pandemiei, când totul este online, este mult mai ușor să arăți totul, mai ales cu platforma care a fost creată. Ne oferă foarte multe cunoștințe în domeniul IT, care în era cu toate tehnologiile dezvoltate consider că este o necesitate. Cred că copiii sunt foarte interesați să poată să creeze site-uri web sau diferite programe, aplicații și așa mai departe. În cadrul acestui curs am dobândit abilitățile de a lucra în diferite programe, cum ar fi Canva, de a ordona frumos în pagină textul. Cred că acest curs îmi dezvoltă mult mai mult creativitatea. Elevii sunt antrenați cu plăcere în lecție și mulți dintre ei care nu reușesc în timpul orei să își realizeze sarcinile dau dovadă de inițiativă și studiază foarte mult independent. Este o șansă de a ne îmbunătăți cunoștințele și de a ne deschide un nou orizont. Cu proiectul Techville în fiecare școală eu am putut să acoperez foarte multe cunoștințe care pe mine o să mă ajute deja la universitate. Este foarte important, atât pentru copii, cât și pentru profesori, cât și pentru școală. Este o dezvoltare al prezentului. Anul acesta am avut 77 de școli beneficiare, ceea ce ar însemna 200 de profesori care au trecut programul de instruire și peste 5.000 de elevi care au studiat măcar o disciplină în școală. Iar pentru anul viitor, alte 150 de școli urmează să fie acceptate și să se conecteze la program. Punem un accent destul de mare pe extinderea în regiuni. Drept exemplu, în UTA Găgăuzia avem 37 de școli noi, în raionul Cahul avem peste 25 de școli noi, iar în municipiul Bălți avem alte 11 școli care se vor conecta anul acesta. Mergem cu pași stabili spre atingerea angajamentului nostru de a ajunge până în anul 2024 la peste 90% din toate liceele din țară pentru a oferi oportunitatea la 80.000 de elevi să beneficieze de aceste discipline opționale și să acumuleze abilități necesare pentru profesiile viitorului. Unul dintre cele mai revoluționare proiecte implementate este Techville în fiecare școală, cel mai complex program de cursuri extracurriculare online din Republica Moldova. Despre planurile de dezvoltare a proiectului în anii următori, o invităm să ne vorbească pe Tatiana Alexeev, care este managerul de proiect. Tatiana, bună seara! Despre rezultate deja știm, am vrea să aflăm despre ceea ce urmează să fie în următoarea perioadă. Bună seara, Ana! Mă bucur să te revăd. Bună seara tuturor care ne privesc astăzi, live. Așa este, uite, relativ recent, în luna noiembrie, eram aici pe scena de la Techul împreună și am dat startul procesului de înregistrare a școlilor în programul Techul în fiecare școală. Și iată, astăzi suntem aici, într-o zi atât de specială pentru noi, cum este aniversarea Techwheel-ului, ca să anunțăm rezultatele selecției și ca să comunicăm numărul de școli care urmează să fie conectate, începând cu anul academic 2021-2022, la programul Techul în fiecare școală. În această perioadă, noi am reușit să obținem peste 159 de dosare de înregistrare din partea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.
Și din cauza că, deși inițial noi preconizam să avem 100 de școli selectate în program, iată că datorită mesajelor pe care le-am primit din partea părinților, elevilor, cadrelor didactice și a administrațiilor școlilor, am decis să mărim acest număr și să invităm în cadrul programului toate școlile care au îndeplinit criteriile de selecție a proiectului. Și iată că, cum vedeți și acum la ecran, ne bucurăm să invităm și să invităm în cadrul programului alte 157 de școli. Cum vedeți, 5 dintre acestea sunt școli profesionale, 72 sunt gimnazii și 80 sunt licee. Dacă ar fi să adunăm aceste 157 de școli la actualele 77 de școli care fac parte din programul pilot, asta ar însemna că ajungem la un număr total de 234 de școli din toată țara. Cum și se vede la ecran pe hartă, toate regiunile care sunt de culoare violet sunt regiuni în care elevii și profesorii beneficiază de programul TECO în fiecare școală. În cadrul proiectului noi avem un vis și acela este de a aduce profesiile viitorului în fiecare școală din Republică, astfel încât elevii, indiferent de regiunea în care locuiesc, să beneficieze de abilități necesare viitorului. Și ne bucurăm foarte mult că jumătate din aceste școli, adică 47%, sunt școli din regiuni rurale, ceea ce înseamnă că acești elevi nu mai trebuie să facă naveta până la capitală sau până în alt oraș mai mare pentru a beneficia de instruiri, de cursuri și a căpăta aceste abilități și competențe necesare viitorului. De asemenea, dacă să facem o comparație din primul an și a doilea an al proiectului, atunci putem să spunem că în primul an am avut școli din 28 de regiuni și raioane, iar anul acesta avem cu 5 regiuni mai multe. S-au alăturat școli din Briceni, din Dondușeni, din Leova, Basarabească, din Leova și Uta Găgăuzia. Astfel, numărul total de profesori sunt 590 și asta ar însemna că peste 20.000 de elevi urmează să studieze cel puțin o disciplină din cele 6 actualmente pe platforma noastră, începând cu septembrie 2021. Ceea ce vreau să remarc aici este faptul că am avut anul acesta un număr record de înregistrări din UTA Găgăuzia, cu 37 de școli din cele 45 posibile din întreaga regiune. În raionul Cahul avem alte 28 de școli care s-au alăturat și în total avem 31 de școli. Municipiul Chișinău cu 29 de școli și municipiul Bălți cu un total de 16 școli. Sunt rezultate de care ne bucurăm foarte mult. Dar un alt rezultat la care aș vrea să menționez acum este numărul de profesori și ce se întâmplă cu aceste 77 de instituții de învățământ cu care am început să pilotăm disciplinele viitorului în școală. Păi bine, noi continuăm să colaborăm cu ei și drept rezultat a unui colaborări frumoase este că alți 90 de profesori din aceste 77 de instituții se alătură programului nostru și începând cu vara, cu iunie 2021, vor trece un program complex de formare continuă. Sunt profesori care au văzut colegii lor că se poate, că se învață lucruri frumoase, se învață profesiile viitorului și își doresc și ei să beneficieze de aceste instruiri și să predea disciplinele viitorului elevilor săi. Iar 300 de profesori sunt cadrele didactice care provin din cele 157 de școli noi aderate la program. În total avem 590, iar 390 din ei urmează să treacă un program intens de formare, începând cu luna iunie și finalizându-se cu luna august. Iar începând cu luna septembrie și pe parcursul întregului an academic, profesorii noștri vor beneficia în continuare de sesiuni de mentorat de la echipa noastră de profesori-mentor, săptămânal, timp de 2 ore, ei se pot conecta cu ceilalți colegi, cu ceilalți profesori și cu mentorul pentru a discuta și a revizui cunoștințele
materialului. Așa, cum spuneam, noi avem pentru anul viitor 6 discipline care vor fi disponibile pe platforma noastră tecul.online, iar aici la ecran puteți să vedeți care sunt preferințele profesorilor. Deci, desigur că designul grafic este în top. Aproape 35% din profesori și-au ales anume această disciplină pentru a o preda ulterior elevilor săi. În continuare avem proiectarea și dezvoltarea web ca și curs preferat de către profesori și elevi, practic. Și deja celelalte cursuri care urmează sunt proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile cu 12%, antreprenoriatul și programarea algoritmilor în C++ vin următoarele cu 10% și inteligența artificială cu 7% doar. Așa, cred că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc își doresc să afle cum putem noi să vedem care sunt totuși acele 157 de școli care au aderat la program. Foarte simplu, intrați pe platforma noastră tecul.online și dați un click pe pagina TIFS. Ulterior, în meniul din stânga, căutați pagina școli conectate la program, dați un click pe el și o să... Acolo, pe pagină, deja o să puteți să vedea toate școlile care au fost acceptate. Ca să fie mai simplu, puteți să selectați acea regiune sau raion care doriți să aflați care sunt școlile din ele pentru a vă regăsi cât mai rapid. Deci, tecul.online, TIFS, școli conectate la program. Acolo veți găsi numele, denumirea tuturor școlilor care au fost acceptate. Desigur că vreau să reamintesc și despre o competiție pe care recent am lansat-o și pentru elevi care studiază disciplina de design grafic, competiția Tecul Junior Ambassadors, și invităm cât mai mulți elevi să-și trimită dosarele de participare, iar în luna aprilie urmează să decernăm cele mai bune proiecte din cadrul competiției. Nu uitați, până pe 13 aprilie 2021 așteptăm proiectele dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și bine ați venit în programul Tecul în fiecare școală. Noi ne dorim să începem să colaborăm și suntem siguri că urmează să realizăm lucruri frumoase împreună. Tatiana, îți mulțumim foarte mult. Ceea ce am văzut astăzi sună destul de incitant și interesant. Abia așteptăm continuitatea acestui proiect impresionant, care, cum ai zis și tu, abia câteva luni în urmă a fost lansat, dar deja a reușit să ajungă practic în toate regiunile țării, pentru că am văzut doar două foarte mici regiuni care încă nu au implementat, dar cred că foarte curând au să facă și ei același lucru. Așa este. Celelalte patru regiuni rămase îi așteptăm cu mare drag pentru anul viitor să se alăture. Mulțumim încă o dată, iar noi continuăm. Crearea cursurilor a fost posibilă inclusiv datorită partenerilor externi de dezvoltare PNUD Moldova, USAID, Suedia, EU for Moldova. Alături de noi se află Dima Al-Khatib, reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova. Good evening. Good evening, buona sera. And thank you for having me today. Bună seara și mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi. Ms. Al-Khatib, how would you describe UNDP Moldova partnership with TechWheel during the past 4 years? And what are the plans for the partnership for the future? Thank you very much. Let me join the colleagues, the partners, the guests, and everyone by wishing a happy 4th anniversary to TechWheel, such a fantastic national collaborative hub and platform for innovation and for youth engagement. Very pleased to be joining you today. And very pleased also that UNDP is one of the partners and some of the initiatives founders for TechWheel. This is a source of pride for us, and I really here want to acknowledge and appreciate all the partners who have pulled their efforts in establishing TechWheel
namely USAID, Sweden, as well as so many other partners, including private sector, academia, development partners, including ourselves. So this partnership is really yielding its fruits at this stage, and we can see how TechWell is thriving by having a solid offer in programming and in business development and workforce and skills development, entrepreneurship training, and startup support. We at UNDP have been targeting mainly supporting innovation capacity in companies and partners of TechWell. And we have jointly implemented several initiatives showcasing how innovation is bringing a competitive edge to the local community of businesses in the ICT sector, but also other associated sectors, and how these companies could contribute to a more accelerated achievement of the sustainable development goals. So going back also to your questions, I also want to refer to yes, let me stop for translation. Deci dați-mi voie la început să vă felicit și să ader la tot ceea ce s-au spus vorbitorii precedenți cu privire la succesele și această platformă foarte importantă națională de colaborare în domeniul inovației și a implicării tineretului, care este de fapt o sursă de mândrie pentru noi și ne bucurăm foarte mult că putem să recunoaștem și să apreciem munca și eforturilor partenerilor care au fost și au unit eforturile în vederea creării acestei platforme a TechWell și anume USAID și SUI, de-a precum și toți partenerii din sectorul privat, cercurile academice, partenerii de dezvoltare și noi, cei de la PNUD Moldova. Acest parteneriat deja aduce roade și TechWell vine deja cu o ofertă foarte solidă în domeniul programării pentru dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea forței de muncă și a competențelor, instruiri în domeniul antreprenorial și sprijin pentru startup-uri. Sprijinul nostru în calitate de PNUD a țintit în mare parte sprijinirea capacității de inovare a companiilor și partenerilor TechWell. Și noi împreună am implementat mai multe inițiative care demonstrează de fapt această inovare care aduce sau face comunitatea locală de afaceri și TIC mai competitivă în domeniul TIC și alte sectoare asociate, dar la fel companiile, modul în care companiile pot contribui la o realizare mai accelerată a ODD-urilor. And Tatiana has showed us some figures just before me, and it's really quite impressive to see how much TechWell has achieved. Really, the results are very impressive so far. So there is more to come, of course, in terms of provision of class education to more than 77,800 beneficiaries via education and entrepreneurial support, out of which 43.4% were targeting girls and women. And this is extremely impressive. And we do salute TechWell for this achievement. Also of them, over 40,000 participants benefited from workforce development programs, enjoying over 865,000 hours of training, and so on and so forth. This has really has been also reactivating the markets by supporting different educational initiatives and different teams in improving their business models. So this has been also able to attract over 13.5 million USD in investments, and that's quite impressive. It's also important to mention that UNDP has been supportive of TechWell since its startup at the beginning, by also ensuring synergistic support, if you will, of our portfolios of projects with the activities of TechWell, with a particular focus on supporting innovation and private sector development in alignment with the SDGs. And also, of course, the idea of bringing TechWell to every school back in 2018 and 2019, which has been successfully implemented now in 77 schools. And providing a market-driven and STEM-oriented education for over 5,327 students. It's really quite impressive in terms of the impacts and the numbers. I also want to mention some other areas in terms of providing technical advice to TechWell's National Startup Moldova program, which was centered around different areas, the AgTech, the FinTech, the PowerTech, EdTech, e-commerce,
And I know that there is also something coming up in terms of the MedTech. So what I want to also mention is that, you know, as we navigate through this pandemic and the impact of the crisis, and UNDP has been working a lot on trying to assess the impact on the social, the economic sectors. And what comes out of these assessments is the importance of digitalization. This is a common streak that is coming out so strongly in terms of, you know, simplifying procedures, in terms of having access to education, in terms of bringing or getting closer to having access to health services. So all of this really depends a lot on digitalization. And this is an area that we are going to venture more into this and to try to see how we can, you know, bridge, if you will, those gaps. But in doing so, we will definitely collaborate and capitalize more on this successful experience of TechWell and the platform of partnerships, including the launch of a digital transformation platform, which we will be soon talking more about it. But the whole idea is to see how, you know, this process of transforming Moldova into a more digital environment across all level of services and really making things easier to the people who are mostly affected. So let me add in at this, and I really want to congratulate TechWell again for all the success, and I'm sure that there will be many more years to come of more success. Thank you. Deci Tatiana a menționat de mai multe cifre aici de care le-a menționat despre succesele realizate până acum. Toate acestea ne inspiră pe noi foarte mult și cu această ocazie aș vrea la fel să remarc proiectul TechWell care a contribuit de fapt la educația în sălile de clasă pentru mai mult de 77.800 de beneficiari prin intermediul diverselor programe de sprijin antreprenorial sau educațional. Aici vrem să recunoaștem rolul TechWell în acest proces, în livrarea acestui instrument și a programelor de sprijin, 43 întreg și 4 din care fiind axate pe fete și femei. Din acestea, încă 40.000 de participanți au beneficiat de programe de dezvoltare a forței de muncă, participând la peste 865.000 de ore de instruire și toată această asistență în totalitate, atrăgând de fapt investiții în valoare de 13 întreg și 5 milioane dolari SUA. Este la fel foarte important de remarcat că TechWell, de fapt, a încercat întotdeauna să asigure aceste sinergii dintre portofoliul de proiecte cu activitățile TechWell, portofoliul de proiecte APNUT cu activitățile TechWell și cu un accent deosebit pe sprijinirea inovațiilor și a dezvoltării sectorului privat în corespundere sau aliniat la realizarea UDD-urilor. În afară de aceasta, vreau să menționez că este un lucru la fel remarcabil pe care aș vrea să-l accentuez aici, anume programul care a fost lansat încă în 2018-2019, TechWell în fiecare școală, la care au participat 77 de școli din Republica Moldova, beneficiind de instruire în domeniu orientată spre piață sau STEM, de care au beneficiat peste 5.327 de elevi. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, desigur că și în afară de aceste programe în domeniul educațional, despre care s-au vorbit mai mult astăzi, PNUD de la fel a oferit asistență în diverse domenii mai tehnice și la diverse programe mai tehnice la care a participat și el, cum ar fi AgTech sau FinTech, PowerTech, EdTech, e-commerce, precum și mai recent în procesul de lansare a MedTech. Este foarte important acum, în perioada aceasta a pandemiei prin care noi trecem, să ne axăm și ceea ce face PNUD, de fapt, este încearcă să analizeze care este impactul pandemiei de COVID asupra populațiilor, în special a grupurilor mai vulnerabile, și pentru a vedea ce lacune există, în special în ceea ce privește simplificarea procedurilor sau accesul la diverse resurse. Noi, desigur, că lucrăm în acest domeniu în vederea analizării acestor lacune care există în societate, pentru a încerca să găsim aceste legături, aceste podețe pentru a depăși lacunile existente la moment, în același timp capitalizând succesele și rezultatele care au fost deja înregistrate în colaborarea noastră cu TechWell. De aceea aș vrea încă o dată să accentuez importanța acestui lucru, în special în perioada aceasta pandemică și cu accent pe serviciile cele mai critice de care are nevoie populația Republicii Moldova, inclusiv în domeniul sănătății. Și încă o dată vreau să remarc toate succesele care au fost înregistrate de TechWell până acum și să sper și sunt sigură de fapt că mult mai multe încă vor urma și la mai mult și la mai mare.
Mulțumesc. Thank you so much for all your support and for being tonight with us. Noi continuăm programul TechWheel Academy Kids dezvoltă potențialul copiilor în domeniul tehnologiilor, iar timp de 4 ani sute de copii au beneficiat de programele TAC. Să urmărim și alte cifre. Istoria TechWheel Academy Kids a început acum 4 ani în urmă, când eram în echipă doar două persoane, eu și un mentor, și încet, pas cu pas, am dezvoltat primele programe de robotică, după care am evoluat în programare și arte digitale. Acum suntem 38 de persoane în echipă și aspirăm la mult mai mulți. Îmi amintesc primul proiect, de fapt era un curs de robotică în care aveam doar 28 copii. Acum suntem 850 pe parcursul anului de studii, fără a lua în considerație taberele sau proiectele pe termen scurt. Sunt la TechWheel Academy Kids de 2 ani jumate. Aici facem multe. Facem taekwondo, robotică, programare, arte, limba engleză și mie foarte tare îmi place. Deja frecventez de 4 ani cursurile Academy Kids și m-a făcut să continui. Profesorii foarte buni și dorința de a mă ocupa cu robotica. La cursul de robotică cel mai tare îmi place faptul că învăț lucruri noi și mă ajută și la celelalte obiecte de la școală. Frecventez aceste cursuri de 4 ani. Și am decis să rămân pentru că calitatea cursurilor este tare bună. Cel mai mult la aceste cursuri îmi place modul în care se predă. Mentorii susțin foarte mult învățământul pe cont propriu. Ne ghidează mai mult să învățăm, dar descoperim totul de unii singuri. Învățătorii sunt buni, mie îmi plac. Eu cu ei învăț repede activitățile. Fiul meu frecventează TechWheel Academy Kids de 3 ani. Perioada este una aleasă de noi conștient, deoarece noi avem siguranța ca copilul nostru pe parcursul zilei să se afle într-un mediu confortabil pentru el, atât emoțional cât și intelectual. Fiind părinți ocupați, copilul era la școală până la ora 5, chiar nu vedeam cum să le împăcăm pe toate. Noi ne-au soluționat și alte probleme de acolo Academy Kids, în legătură cu limba engleză, în legătură cu arte, robotică, programare. Asta a fost așa integrat tot în unul. Pentru noi asta a fost chiar o salvare. Fiul meu este un copil care vorbește puțin, dar atunci când este întrebat vis-a-vis de TechWheel Academy Kids, el poate să vorbească la infinit. Ne vorbește despre activitățile pe care le are aici, despre ce mănâncă, cum mănâncă, despre plimbările pe care le fac afară, jocurile cu copiii. Asta este cel mai important pentru noi. Proiectele cele mai importante, probabil, care le-am dezvoltat au fost mai mult explorarea domeniilor care nu s-au promovat până acum, domeniilor în care conectăm pasiunea copiilor și tehnologiile. Aici a apărut arhitectura pe înțelesul copiilor, aici a apărut animația pentru copii, artele digitale și tot ce înseamnă creativitate. Proiectul After School, în care punem accent pe tehnologii și implicăm pasiunea copiilor și graficul încărcat al părinților. În curând lansăm o nouă locație, TechWheel Academy Kids. Visul nostru de a ne extinde și a crește este la un pas de realizare. Explorăm și opțiuni de extindere încă în Chișinău și nu numai, de a explora și locațiile în regiuni și de a oferi oportunități tuturor copiilor de a explora domeniul tehnologiilor și a deveni un pic mai aproape de visul lor. Diana Nanu, directoarea TechWheel Academy Kids, este alături de noi. Diana, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Diana, povestește-ne, pentru că am văzut din secvența video, dintr-un material, de fapt, video, cât de impresionați sunt copiii de acest program. Spune-ne care sunt planurile de viitor ale Academiei. TechWheel Academy Kids își propune un plan grandios, de fapt, de a aduce tehnologiile în palma fiecărui copil, nu doar din Chișinău, dar și din regiuni, și să asocieze pasiunea copiilor cu tehnologiile, pentru că noi credem că
Fiecare copil care are o pasiune, nu contează în arte, în dans, pictură, muzică, programare, conectat cu tehnologiile, poate primi o superputere și să prezinte nu doar Moldovei, dar rezultatele sale lumii întregi. Vorbind de Techul Academy Kids, care este un centru educațional pentru copii și adolescenți, pentru prima dată în acest an, noi am creat programe educaționale pentru copii începând de la 3 ani. Deci dacă până acum au fost programe începând de la 7 ani, încet am coborât la 6, la 5 și acum de la 3 anișori, fiecare copil poate beneficia de cunoștințe în domeniul tehnologiilor, științei, artelor și tot ceea ce înseamnă inginerie și programare. Dacă e să vorbim despre domenii care reflectă Techul Academy Kids, ele sunt de fapt 3 la număr și ne referim la robotică și inginerie, la programare și arte digitale. Totul ce înseamnă Techul Academy Kids este de fapt despre rezultate și realizări, lucru cu care ne mândrim foarte mult în raport cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Experiența noastră de a crea programe pentru Techul Academy Kids a depășit, de fapt, ideea de spațiu. Și Techul Academy Kids nu înseamnă un spațiu concret, înseamnă copii, înseamnă emoții, înseamnă rezultate, performanțe și campioni. Pentru că noi știm cum să aducem rezultatele copiilor la nivel național și chiar și internațional. Anume, din acest motiv am decis să ne extindem într-o nouă locație și anul acesta ne propunem ca, în foarte scurt timp, să deschidem ușile pentru a doua locație în Chișinău, de data aceasta la iHub, unde copiii vor beneficia de oportunități în robotică, programare și tot ce înseamnă arte digitale. Dacă vorbim despre rezultate concrete a ceea ce s-a întâmplat în anul trecut la Techul Academy Kids, până acum au beneficiat de 6200 de experiențe unice în domeniul tehnologiilor. Asta este un număr destul de impresionant pentru noi ca și echipă, un rezultat la care am muncit foarte mult. Techul Academy Kids a lansat în premieră două campionate naționale de sport cibernetic cu fonduri de premii impunătoare. Pentru prima dată a fost lansat pentru League of Legends cu un fond de premii de 60.000 și a doua oară campionatul de sport de e-sports pentru Dota 2 cu un fond de premii de 100.000. Toate aceste campionate n-ar fi fost posibile, sigur că fără suportul partenerilor noștri și le mulțumim pe această cale. Și un moment foarte important, Techul Academy Kids a reușit să ajungă la ideea de proiecte sociale, în care se rezolve probleme a unor oameni concreți, a unor istorii concrete. Una dintre istorii este proteza bionică, care a ajutat un tânăr care și-a pierdut ambele brațe la locul de muncă. Și acum vreau să vă prezint și robotul nostru, Agrobot, care este pentru prima dată menționat sau prezentat publicului larg. Scopul de bază a acestui robot este ca să susțină domeniul agricol și să automatizeze munca în domeniul agricol. Ce prezintă acest robot? În esență, el este dotat cu diferite detectoare, ca să spunem mai simplu, care recunosc plantele și le prelucrează în funcție de tipul plantei care îl reprezintă. Sigur că mai avem mult de lucrat la acest robot pentru ca el să obțină și o formă vizuală mai, să zicem, competitivă pe piață. Sau mai sofisticată. Sau mai sofisticată, dar probabil că, având în vedere că este un robot creat în totalitate de mentori și participanții noștri, considerăm că este un succes foarte mare pentru echipa noastră. Apropo, voiam să întreb de vârsta persoanelor implicate în proiect, de la cât până la cât cei care s-au implicat în crearea acestui robot? Este vorba de la 15 ani în sus, 20 de ani și sigur că cu ghidarea mentorilor noștri,
care au făcut posibil ca acest robot să prindă viață și nu doar la nivel de concept, dar și la nivel de componente hardware sau componente palpabile și la nivel de programare a acestui robot, astfel încât el să funcționeze perfect. Dacă este să ne referim la cifrele la Techul Academy Kids pe parcursul anului trecut, am înregistrat un număr record de participanți în 4 ani. Este vorba de 855 de participanți la cursuri. Vorbesc de programele în regim constant pe termen lung. Deci nu vorbesc de atelier și workshop-uri pe termen scurt sau de câteva ore. Vorbesc de cursuri cu durata de 8 luni. Și Techul Academy Kids la moment este pe harta a 3 orașe din Moldova, este Chișinău, Bălți și Cahul, și în scurt timp își fortifică pozițiile și în Comrat. Dacă să ne referim la numărul de programe educaționale dezvoltate în ultimul an, sunt 23 la număr, asta ar însemna un procent de 52% de creștere în raport cu anul trecut. Și dacă să ne referim la numărul de ore de training livrate, este o creștere de 63%. Și nu în ultimul rând, noi foarte mult mizăm pe implicarea fetelor în domeniul tehnologiilor și comparativ cu anul trecut există o creștere de 7%. Asta ne bucură foarte mult, înseamnă că fetele tot mai mult se apropie de domeniul tehnologiilor și își văd cariera pe viitor de perspectivă în acest domeniu. Vorbind despre perspectivele Techul Academy Kids, sunt scopuri care, credem noi, sunt destul de ambițioase și ne referim aici la trei direcții importante. Prima dintre care ar fi trei locații fizice în regiuni. Dacă până acum mergem doar cu programe online, ne propunem că în anul următor să avem locații fizice în Bălți, Cahul și Comrat. O idee foarte ambițioasă, pe lângă iHub, să lansăm încă o locație nouă în Chișinău și în total să livrăm 2000 de experiențe pentru copiii din Moldova, practic să dublăm și încă un pic capacitatea de instruire a Techul Academy Kids. Vorbind despre sloganul nou al Techul Academy Kids, este ideea de a schimba percepția că Techul Academy Kids este doar despre tehnologii. 3 ani noi am plasat cumva în piață sau cu beneficiarii noștri ideea că fiecare poate să testeze profesiile viitorului și asta a fost motoul nostru 3 ani de zile. Acum ne dorim să povestim fiecărui copil că viitorul ești tu. Și aici vorbim, de fapt, nu doar despre copii, dar despre mentori, părinți, profesori, pentru că anume ei sunt alături de copii în itinerarul lor de a cunoaște capacitățile și oportunitățile oferite de tehnologii. Noi vrem să explicăm tuturor copiilor din Republica Moldova și poate nu numai, că, de fapt, tehnologiile nu reprezintă un scop. Tehnologiile reprezintă un instrument care pot oferi superputere fiecărui copil, fie că este pasionat de pictură și să lanseze galerii online, nu doar în Moldova, dar în întreaga lume, să fie pasionat de muzică și să creeze muzică electronică, să fie pasionat, spre exemplu, de mașini și construcții de mașini și să proiecteze smart car-uri, sau să-și automatizeze casa și să utilizeze elemente Arduino pentru ca să aprindă lumina bătând din palme. Tot ce înseamnă Techul Academy Kids este, de fapt, despre momente, emoții și rezultate.
De fapt, este uimitor să vezi cum copiii de 14-15 ani creează drone cu fir carbonic care își dezvoltă viteza până la 150 de km pe oră. Este uimitor să vezi cum adolescenții creează cap de humanoid care vorbește și glumește în toate limbile lumii. Este impresionant să vezi cum copiii creează tomberoane inteligente care automatizează munca oamenilor. Este extrem de frumos să vezi mesajele copiilor care spun: mama sau tata, eu vreau cât mai curând să revin la program de robotică, de design grafic sau multe, multe altele. Cam asta este istoria Techul Academy Kids și noi așteptăm toți participanții sau toți cei care vor să crească și să se dezvolte în domeniul tehnologiilor și artelor digitale la noua noastră locație, în curând, la iHub. Dana, îți mulțumesc tare mult. În timp ce urmăream acest material video, mi-am amintit de călătoria mea în Silicon Valley când am fost la Carnegie Mellon, la această universitate unde, de fapt, tehnologiile informaționale clocotesc la propriu și la figurat și exact astfel de roboți creau și studenții. Iar acum, uitându-mă, văd că la noi nu studenții, ci copiii deja fac astfel de roboți și asta m-a impresionat foarte mult, așa că eu vă urez multă baftă și sper la fel de multe realizări să aveți și în următorii ani și poate vom deveni și noi la fel de buni ca și Carnegie Mellon în următorii ani, de ce nu? Să sperăm foarte mult! Mulțumesc, Dana, iar noi continuăm să vorbim despre un alt proiect important al TechWheel, care este TechWheel Academy, o inițiativă ce oferă cele mai căutate abilități tehnice pe piața muncii pentru profesioniștii IT și non-IT. Care sunt succesele din ultimii ani? Vedem în materialul pregătit. Techul Academy este un proiect educațional în cadrul centrului Techul și a apărut odată cu înființarea centrului în 2017, acum 4 ani. Este o inițiativă ce presupune educarea persoanelor care deja și-au finisat studiile la universitate și vor să se recalifice sau vor să-și adauge la competențele pe care deja le au în domeniul IT. Timp de 4 ani, în cadrul proiectului Techul Academy, am realizat mai multe lucruri frumoase. Am instruit persoane care deja sunt încadrate în companie IT, am instruit profesori care predau în cadrul universităților din Republica Moldova, am pregătit persoane care și-au realizat multe proiecte frumoase cu ajutorul instrumentelor pe care le-au obținut aici și sperăm să creăm și mai multe oportunități pentru ei, dar și pentru noi ca un proiect care se dezvoltă, crește și se regionalizează, merge în mai multe orașe din Republica Moldova. Ceea ce face TechWheel, eu consider personal că este foarte util și necesar în țara noastră. Despre TechWheel am aflat când abia s-a deschis, era la începutul începuturilor și pentru mine era un loc special și era ca un loc magic. Mie la TechWheel foarte mult mi-a plăcut cursurile. Mi-a așa de tare mi-a plăcut energia aceasta de aici, foarte tare și eu am zis că eu vreau să încerc. Informația care am obținut aici mi-a fost foarte importantă, deoarece sunt zile în care la serviciu sunt ca un fel de bariere care nu le pot trece. Datorită cursurilor care l-am avut aici, mi este un pic mai ușor să trec de aceste bariere. Mi-a plăcut mentorii, mi-a plăcut programul. Mi-a plăcut programul, mi-a plăcut abordarea practică. Deci noi real lucram asupra site-urilor noastre, asupra proiectelor. Noi practic în timp real învățam și făceam, ceea ce e foarte important când înveți tehnologiile. Eu vin din alt domeniu, la fel ca și mulți alții de astăzi în IT și am avut nevoie să am un certificat, o dovadă a cunoștințelor. La TechWheel am avut o oportunitate să susțin examenele de ISTQB Foundation Level și Agile Extension. Abilitățile pe care eu le-am obținut aici, le-am aplicat și le aplic în continuare în activitatea mea de specialist în instruire electronică. După finisarea acestui curs, eu am obținut un internship. Deja urmează angajarea în domeniu. Instruindu-ne la TechWheel, am lansat un startup, ceea ce pentru mine este o mare reușită. Timp de
4 ani am instruit peste 1300 de participanți în cadrul cursurilor. Am avut peste 5000 de participanți la diverse activități, meet-up-uri, webinare, diverse evenimente în cadrul centrului TechWell, dar și online. Pe viitor planificăm să mergem în mai multe orașe, deci sperăm să devenim ghidul tău IT la tine în oraș, mai aproape și mai accesibil. Corina Damaschin este manager de proiect TechWell Academy. Corina, bună seara! Bună seara, Ana! Corina, spune-ne cum au fost acești 4 ani și ce urmează să faceți în următoarea perioadă? Vreau să spun că acești 4 ani au trecut ca printr-un minut, o zi, o săptămână, nu mai mult. A fost foarte dinamic, a fost foarte inspirat, a fost foarte entuziasmat, pentru că TechWell Academy este despre entuziasm, este despre curiozitate și este despre dorință de a contribui la inovarea și la digitalizarea mediului din Moldova. Aș vrea să ne arăți ce ați reușit până acum, da. Să povestești mai multe, sunt sigură că cei care ne urmăresc arde nerăbdare. Mulțumesc! Vreau să mă alătur și să felicit echipa TechWell cu 4 ani pe care i-am împlinit, dar vreau să vă fac și o cunoștință cu TechWell Academy, o inițiativă în cadrul proiectului TechWell, care împlinește și ea 4 ani. La TechWell Academy activăm de 4 ani, odată cu înființarea centrului TechWell în 2017, unde livrăm instruiri, cursuri și programe educaționale în domeniul tehnologiilor informaționale. TechWell Academy este un loc unde se creează oportunități, oportunități pentru doritorii de a intra în domeniul IT, facilități și facilitarea procesului de încadrare în câmpul muncii și, desigur, sprijin sectorului privat prin pregătirea specialiștilor calificați în domeniul tehnologiilor. Viziunea principală a TechWell Academy este de a contribui la dezvoltarea sectorului IT din Moldova. Este un instrument de a elimina decalajul între educația în domeniul IT și, de fapt, necesitățile actuale ale sectorului, al industriei IT din Moldova, dar și la nivel global. Programele din cadrul TechWell Academy vizează un spectru foarte larg de beneficiari pe care puteți să-i vedeți printre prietenii, printre rudele, cunoștințele, colegii dumneavoastră, pentru că la TechWell Academy poate veni oricine, atât din domeniul IT cât și non-IT, dar pe lângă toate sperăm și avem ca scop să contribuim atât la facilitarea procesului de încadrare în câmpul muncii a celor care nu au background IT, cât și să contribuim la competențele celor ce deja activează în acest domeniu. Pentru ce am creat 6 direcții, 6 verticale de studii, ce au ca scop să pregătească pentru viitorul loc de muncă. Fiecare din programe cuprinde o multitudine de cursuri, instruiri și alte activități ce au ca scop să contribuie sau să creeze acel portofoliu de cunoștințe și abilități tehnice ce vor fi aplicate pe viitor în domeniul în care activați, fiind IT sau non-IT. Mai mult ca atât, am reușit să formăm parteneriate ce pregătesc sau oferă instruire, ce pregătesc specialiști a căror cunoștințe și abilități sunt recunoscute la nivel internațional prin faptul că absolvenții acestor programe pot să-și certifice cunoștințele și să devină recunoscuți atât pe loc acasă, cât și în afara Republicii Moldova. Pe lângă programe acreditate internațional, oferim și posibilitatea de a-și certifica cunoștințele și abilitățile în domeniul, în
mai multe domenii, inclusiv domeniile de requirements engineering sau testare software, centrul TEC-ul fiind unicul acreditat pentru a livra examene și a certifica persoanele specializate în aceste domenii. Pe lângă programe care pot fi luate modular și pot fi studiate nișat pe tehnologii sau pe necesități particulare, la TEC-ul Academy am creat căi de învățare ce ajută la pregătirea specialiștilor de viitorul loc de muncă, astfel încât absolvenții obțin un set de cunoștințe ce de fapt pregătesc pentru un internship sau chiar și pentru angajare, prin combinarea eficientă a programelor de studii ce se desfășoară la TEC-ul Academy. Astfel am reușit să contribuim sectorului privat pentru a crește, pentru a se dezvolta și absolvenții TEC-ul Academy se regăsesc printre colaboratorii companiilor IT, dar și non-IT, contribuind la creșterea sectorului. Prin urmare, am reușit mai multe lucruri să realizăm, printre care să creștem și să ajungem nu doar la Chișinău, dar și la Bălți și la Cahul și pe viitor planificăm să ne extindem și în mai multe localități. Acum suntem în 3 orașe, cu 6 direcții de studii, cu peste 14 tehnologii pe care le poți studia în cadrul TEC-ul Academy, dar și peste 15 căi de învățare ce te pregătesc de jobul tău în IT. Pe viitor, continuăm să amplificăm activitățile pe direcția regionalizare, devenind ghidul tău IT la tine acasă, aproape de tine, dar numai puțin să creăm oportunități de angajare, devenind o punte, o legătură între potențialii angajați și angajatori. Pe lângă aceste activități vom continua să creăm programe în parteneriat cu sectorul privat, cu companiile IT, astfel încât angajații, sau mai bine spus, absolvenții, să devină angajați în sectorul IT. Și cam aici aș vrea să spun că TEC-ul Academy nu se oprește aici și continuă și va continua să crească datorită efortului comun al echipei, TEC-ul, și vom continua să contribuim la scopul proiectului în continuare. Mulțumesc. Corina, îți mulțumesc foarte mult și vă urez multă baftă în continuare, pentru că până la această oră am văzut că vă descurcați foarte bine. Mulțumesc mult! Totodată, în ultimii ani, cu suportul TEC-ul, au fost fondate programele de studii din 8 universități din țară, de la facultățile în domeniile TIC sau conexe. Mai mult, atât profesorii cât și studenții au beneficiat acces la diferite cursuri de certificare internațională. Rezumatul succeselor este în materialul ce urmează. În 4 ani de existență a centrului TEC-ul au fost dezvoltate diverse inițiative pentru a susține profesorii din universitățile din Republica Moldova, dar totodată să oferim și studenților o posibilitate de a obține careva competențe, abilități care sunt solicitate în prezent de piața muncii. Am avut 2 ediții de programul UTeach în cadrul TEC-ul Ambassador Program și am avut mai multe ediții de burse. Peste 150 de tineri au beneficiat de bursele Oracle, iar profesorii din cele 6 instituții de învățământ care au beneficiat de granturile programului UTeach au dezvoltat peste 22 de proiecte în cadrul instituțiilor sale. Totodată a fost îmbunătățită și baza material-tehnică a universităților prin oferirea diferitor echipamente pentru organizarea lecțiilor, dar și pentru proiecte inovaționale dezvoltate de către studenți împreună cu profesorii, fiind ghidați pe tot parcursul implementării acestora. Впервые я приехала сюда, в Текфил, на день открытых дверей,
И тогда презентовали различные курсы, которые Теквил проводит. Я решила попробовать, и получилось, что все успешно, и выиграла грант. Грант был направлен на подготовку будущих современных педагогов в области e-teaching. Am participat la trei proiecte. Primul proiect a fost în 2018, în care ne-am propus să implementăm un sistem care se numește sistem inteligent de cultivare a culturilor agricole. În anul 2020 am aplicat la runda UTICI. În cadrul acestei colaborări au fost workshop-uri organizate și un hackathon pentru studenți. Было обучено 35 педагогов нашего университета, провели 4 вебинара. Было зарегистрировано 95 кадров педагогических. Мы получили в рамках проекта оборудование, в том числе ноутбуки, для организации лекций в режиме онлайн. Студенты se implică foarte activ la realizarea, implementarea proiectului care noi am propus seara complet automatizată și lucrează și acum, adică este un mare suport pentru noi. Студенты спрашивают о таких проектах, интересуются, поэтому для нас очень важны проекты Techville, потому что они поддерживают образование. И через Techville мы можем внедрять то, что интересно в мире и может быть интересно нашим студентам и нашим педагогам. Cu suportul Techville am avut posibilitatea să revidem curricula la multe disciplini, să implementăm noi tehnologii în abordările de predare și să realizăm multe proiecte interesante cu studenți. O altă direcție a proiectelor Techville este dedicat fetelor și femeilor din Republica Moldova. Peste 1000 de persoane au beneficiat de Programul Național de Instruire în domeniul IT. 80 de fete și femei au beneficiat de programul Startup Academy, care oferea mai multe cunoștințe în domeniul antreprenorial. Peste 600 de fete din Republica Moldova au aflat despre o carieră în domeniul tehnologiilor de la 26 de mentori profesioniste. Având în vedere că proiectul Techville își extinde rețeaua sa în diverse regiuni, aducând mai aproape universitățile pentru a beneficia de diverse tehnologii și posibilități de a îmbunătăți curricula, de a moderniza, actualiza acele discipline, acele competențe care în prezent sunt solicitate. Susținerea instituțiilor de învățământ superior devine o prioritate foarte mare, pentru că anume aici este responsabilitatea domeniului tehnologiilor informaționale de a educa o nouă generație de inovatori, de cei care vor aduce o valoare adăugată industriei tehnologiilor informaționale în Republica Moldova. Irina Oriol, care este coordonator adjunct al proiectului Techville, este alături de noi și ne va vorbi despre succesele celor 4 ani. Bună seara, Irina! Bună seara! Mă bucur să fiu în această seară împreună cu toți cei prezenți la Techville și cei care ne urmăresc acum online. Vin să recapitulez cumva acest mare capitol pe care noi o numim dezvoltarea programelor pentru forța de muncă și efectiv aș dori să discut, să prezint programele care sunt dedicate învățământul superior. Într-adevăr, Techville a avut câteva încercări și în mare parte am avut cumva o idee să găsim acele resurse care ar putea să ne ajute să dezvoltăm sectorul IT și mai mult Republica Moldova, valorificând acele resurse pe care le avem, capital uman și amplasarea geografică, aflându-ne între spațiul european și spațiul parteneriatului estic. Efectiv, printr-un studiu am găsit mai multe soluții care pot fi implementate în Republica Moldova și efectiv am dorit să coagulăm toate aceste inițiative dedicate învățământului superior printr-un program denumit asemenea unui program pe care îl gestionează colega mea Tatiana Alexeev, Techville în fiecare școală, să avem Techville în fiecare universitate. Și acest program ar putea cuprinde câteva componente și pe următorul slide putem să vedem care sunt acestea. Dacă este crearea unor laboratoare Techville în diverse universități, care pot fi pe verticală, pot fi diverse la capitolul verticală și orizontală, fie că acestea sunt
aprofundate pentru domeniul tehnologiilor informaționale sau ceva conex între tehnologie informațională și o industrie, fie că este vorbim de AgTech, PowerTech, FinTech, MedTech și altele. O altă componentă ar cuprinde partea de inovație, dezvoltarea diverselor programe de dezvoltare și cercetare, ceea ce ar aduce o valoare adăugată proiectelor care sunt dezvoltate în incinta universităților. Pentru că cunoaștem foarte mult că anume partea asta științifică ne diferă de un programator simplu, de un inginer cu studii superioare care poate să creeze un nou produs care să fie solicitat de piața locală, internațională. O altă componentă ar cuprinde dezvoltarea capacităților și aici mai mult ne focusăm pe dezvoltarea programelor care sunt focusate pe abilitarea profesorilor cu acele cunoștințe, abilități solicitate și acum care sunt în trend în lume, pentru ca instituțiile de învățământ superior de Republica Moldova să devină competitive, să devină atractive pentru tinerii care să vrei să studieze în Republica Moldova, aici acasă, care să dorească să facă o carieră în domeniul tehnologiilor informaționale aici acasă și să vadă acele posibilități care le oferă universitatea prin laboratoarele sale, programele noi, atractive, solicitate de industrie. Totodată am dorit să consolidăm și comunitatea universităților, a profesorilor care au același profil, care predau aceleași discipline în diverse universități, încât ele, profesorii, să poată să împărtășească experiențele sale, să vină cu careva idei, propuneri. Și efectiv aici, de câțiva ani, implementăm programul ambasadorilor TECU în rândul profesorilor, care se numește UTIC, adică tu profesezi, tu vii cu noi idei, noi propuneri. Astfel vrem să motivăm profesorii din instituțiile de învățământ superior să continue meseria pe care și-au ales-o și acea dedicație și vocație pe care o au de a transmite cunoștințele sale tinerii generații, care să vină cu un aer nou pentru a dezvolta tehnologiile în continuare, încât noi să avem în Republica Moldova companii strălucite, da? Spunem, noi discutăm despre unicorni, să sperăm și noi odată că avem acel potențial și avem tineri care sunt capabili să facă aceste lucruri, fie că le dezvoltă în cadrul unor companii locale sau creează singuri o întreprindere, o un startup al lor. De aceea considerăm că promovarea și comunicarea tot ar deveni o parte importantă, încât tinerii să vadă cei care vor să urmeze studiile superioare în Republica Moldova, care sunt oportunitățile, ce ar putea ei să învețe și apoi să aplice în practică, ce oportunități le oferă învățământul superior în Republica Moldova. Și dacă să vorbim de niște date, aș dori să împărtășesc succesele profesorilor care timp de câțiva, de 2 ani, aplică la programul TECU Ambassador Program, UTIC, ediția UTIC. Da? Deci, și vă rog, următorul slide. Aici noi vedem că obiectivul acestei inițiative este diversificarea și ajustarea educației în domeniul tehnologiilor informaționale la cerințele actuale a pieței muncii. În mare parte, programul a fost beneficiat de către profesori de la Universitatea Tehnică de Stat, Universitatea de Stat din Moldova, și anul trecut s-a alăturat și Universitatea din Comrat. Efectiv, noi am avut în anul 2018 9 granturi, în anul trecut 13 granturi și anul acesta să sperăm că să avem numai puțin decât și anul trecut. O altă inițiativă pe care deja urmărim cu mare atenție și vrem să oferim oportunități tinerilor și profesorilor să capete cunoștințe solicitate de piața muncii, sunt burse în domeniul IT. Și vorbim aici despre programul de burse. Pe următorul slide sunt prezentate câteva date.
Începând cu anul 2018, am început să oferim tinerilor să obțină, să studieze și să obțină o certificare internațională prin programul comun cu Oracle University pe care îl are TECU. Efectiv, până în prezent au făcut 54 de profesori au beneficiat de programele Java Fundamentals, SQL Fundamentals sau Project Management și peste 140 de studenți au reușit să finalizeze cursul de Java Fundamentals și acum, în prezent, noi am lansat un nou program de burse pentru profesori și studenți. Și următorul slide anume este ceea ce am dorit să avem noi, acea comunitate de universități care să aplice, să beneficieze de programele UTIC și burse, Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică a Moldovei, ASEM, Universitatea Pedagogică de Stat, Universitatea din Tiraspol, Universitatea din Belt, din Capul, din Comrat. Și ultima, deci au fost următoarea. Următoarea idee este ca să lansăm astăzi programul, următoarea ediție a programului UTIC, care va avea deadline pe 1 aprilie, următorul slide, vă rog. Și programul de burse a fost expediat tuturor universităților invitație să participe la acest program. Și în câteva cuvinte vreau să vă povestesc despre experiența noastră de a atrage mai multe femei în domeniul tehnologiilor informaționale. De mai multe ori astăzi s-a menționat despre acest fapt, despre programele care au fost organizate, evenimentele, și vreau să vă spun că succesul nostru este mare. Chiar și domnul rector, domnul Bostan, a menționat despre faptul că tot mai multe fete deja intră la facultatea calculatoare, informatică și microelectronică, ceea ce ne bucur foarte mult. Am dorit să, în continuare, să vedem această creștere, încât am putea să ajungem la un 50-50 fete și băieți în acest domeniu, având în vedere că domeniul tehnologiilor informaționale este unul atractiv, este unul interesant, creativ, unde fiecare poate să-și găsească locul pentru dezvoltarea personală profesională. Astăzi, noi am lansat o nouă ediție a programului Women in Online Work, femei în lucru online. Mai multe detalii puteți să găsiți pe pagina TechHub, efectiv și pe pagina Facebook. Este dedicată femeilor din regiuni, pentru că acolo credem că mai avem resurse foarte multe și femei care ar dori să facă primii pași în domeniul tehnologiilor informaționale. Suntem deschiși pentru colaborări, noi inițiative, programe pe care care ar putea să ajute dezvoltarea capitalului uman din Republica Moldova, încât tehnologiile care tot mai profund intră în viața noastră să fie ușor aplicate în viața zi de zi. Mulțumesc foarte mult și vreau să adaug câteva cuvinte de mulțumire echipei, celor care ne susțin, donatorilor, partenerilor care au încredere, pentru că împreună putem fi puternici și inovativi. Irina, îți mulțumesc foarte mult. Sper și eu că, urmărind acest eveniment frumos, femeile și fetele se vor convinge că acest domeniu nu este domeniul viitorului, este deja domeniul prezentului. Așa că îți mulțumesc încă o dată și multă baftă în continuare! Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial al Moldovei prin programe cuprinzătoare și practice a fost o altă prioritate a proiectului TechWheel. Echipa de experți au depus eforturi nenumărate pentru a transforma comunitatea tech din Moldova, a consolida ecosistemul de startup-uri, a oferi mai multe oportunități pentru antreprenori și a crește idei care schimbă lumea. Vom afla mai multe din materialul video care urmează, dar și din discuțiile cu managerii de proiect.
Proiectele în cadrul Techwell pe care le gestionez țin de comunitate. În mare parte sunt evenimentele săptămânale sau lunare în cadrul comunității, cum ar fi webinare, shared breakfast, startup club, proiecte cum au fost Startup Week, Startup Weekend, Techwell Ambassadors, Techwell Traveler. În cadrul proiectului Techwell dezvoltăm ecosistemul de startup-uri pe care l-am formulat într-o identitate care se numește Startup Moldova pentru a fi ușor de accesat atât de beneficiarii de pe loc, cât și din exterior. Dacă tu ești un investitor și vrei să vezi ce se întâmplă pe piața din Moldova și ai de gând să investești în cineva, atunci tu accesezi Startup Moldova și tu vezi aceste startup-uri și cum poți să ieși la contact cu ei. Despre importanța suportului care vine de la noi, am cunoscut în mai multe rânduri în feedback-ul de la participanți despre faptul că astfel de cunoștințe gratuite și acces la servicii și instrumente au putut să beneficieze doar în cadrul programelor noastre. Pe parcursul celor 4 ani de la lansare, plus un an cât am pregătit comunitatea și tot ce ține de domeniul startup-urilor, avem circa 30.000 de participanți care au trecut prin toate activitățile noastre, circa 1016 companii care au beneficiat de suport. Companiile care au beneficiat au atras circa 10 milioane de dolari. Teleport Travel – это marketplace, где любой желающий может поделиться своим маршрутом, а любой турист может воспользоваться и попутешествовать с семьей и с близкими людьми. Kido – это платформа, которая коннектирует парень с бейбиситером по оре и не межлочит апропиере акасей лор. Прин кадрул программы Литекл мы бенефичат де супорту финансиар пентру креаре сайту insolvabilitate.md. Дезволтем проект финтех, который оферы посибилитатя оркари персоани сайбы ун инструмент ушу pentru investiții alternative sau să acceseze finanțarea atunci când au nevoie. Techwell în principiu este foarte deschis în colaborarea cu startup-urile, foarte prietenos, oferă tot suportul, mediul de care e nevoie, sălile atunci când avem nevoie pentru anumite evenimente. Relația mea cu Techwell a pornit din momentul în care eu am făcut primii pași în a pune pe picioare platforma și anume fiind participanta în acceleratorul XY. Pe lângă amalgamul de informații teoretică și practică, XY a fost despre mult networking de calitate și oameni care la fiecare etapă a dezvoltării platformei mi-au fost alături și mi-au oferit foarte multe insight-uri valoroase. Multe companii au beneficiat de suport, de programe, de instruire, de în cadrul programelor de digitalizare, cum să-și valorifice potențialul. Techwell mi-a очень помог, а именно помог своей командой и людьми, которые очень старались и пытались поделиться своим опытом. Важно, что благодаря Techwell я сделал свой проект, о котором я давно мечтал, но боялся что-либо сделать, и это мне как бы очень сильно помогло. Planurile de dezvoltare în continuare sunt regionalizarea și aici vorbim despre produse precum Startup Academy în universități și avem acum deja colaborare cu 6 universități. Pentru viitorul apropiat, unul din planurile primordiale este să extindem și să clonăm ceea ce am reușit să facem în Chișinău. Primul punct de extensie este Cahul. Apoi urmează să trecem în celelalte regiuni cu aceleași programe și să le multiplicăm în toată țara. Alături de mine se află Maria Nemciuc, Irina Covriga, Sergiu Voitovski și Felicia Maiorski. Bună seara! Să începem cu Maria Nemciuc. Maria, bună seara încă o dată și aș vrea să ne povestești care au fost rezultatele proiectului în cadrul Techwell pe care le-ai obținut împreună cu echipa. Salut! Mersi, Ana, și aș vrea doar să menționez că pe lângă rezultatele și a tot ce noi facem pe scenă aici, deci suntem în practic echipa care de obicei stă în spatele proiectelor, în backstage, cum este practic echipa de peste 10 persoane. Și suntem mai puțin familiarizați cu așa tipuri de speech-uri, respectiv un pic de emoții. Dar să trecem la subiect. În ceea ce ține identitatea Startup Moldova, este ceea ce numim noi Direcția de Dezvoltare a Antreprenoriatului în Techwell. Un mediu favorabil, un habitat de dezvoltare a unui startup, asigurând resurse precum infrastructură, oportunități globale, oportunități de finanțare, suport informativ și acces la resurse. De asemenea, deci, pe, în
parcursul celor 4 ani am atins, cum am menționat și în video, rezultate în care au trecut prin programele noastre peste 30.000 de participanți, peste 1.000 de idei, proiecte, companii care au beneficiat de suport, care au atras cifra de circa 10 milioane de dolari. În parcursul nostru de identificare a startup-urilor existente, am ales aici cele mai cunoscute, mai promițătoare, dar îmi cer scuze din start dacă pe cineva am omis sau dacă cineva nu este, lipsește, poate să completeze formular și să-l adăugăm pe pagina noastră din Colț pe startupmoldova.digital. Și țin să menționez un aspect destul de important, că primul rând este rândul practic celor mai de succes și este gestionat, are în management femei. De asemenea, un factor important în dezvoltarea ecosistemului de startup-uri sunt actorii cheie care participă nemijlocit prin activitățile, prin inițiativele de dezvoltare a acestora, care de asemenea, dacă cineva lipsește, rog să completeze pe pagina startupmoldova.digital, unde pot să fie analizat și să vadă fiecare cu cine și cum poate să acceseze aceste inițiative. De asemenea, un factor important în atingerea scopurilor noastre este adăugarea Republicii Moldova și startup-urilor noastre în harta internațională a lumii și aici menționez faptul că ne identificăm și tindem să ne asociem cu platforme, cu așa programe precum TechStars, și aici vorbim despre Startup Weekend, care este organizat de peste 10 ani. Startup Week este festivalul de startup-uri la care îl dezvoltăm pe parcursul a 5 zile, peste 30 de evenimente. Seed Stars, care anul acesta mulțumim mult Agenției Elvețiene de Dezvoltare pentru implementarea ediției din anul acesta, de asemenea a 4-a ediție. Și mai nou, suntem parte din ecosistemul global de startup-uri, Startup Genome, fapt pentru care ne mândrim mult, pentru faptul că putem să luăm exemplu de la bune practici și politici de dezvoltare. Pentru a dezvolta și a atrage investiții, ne-am ciocnit de un criteriu destul de important. Deci, investitorii sunt interesați de piața noastră, însă noi avem un număr foarte mic de startup-uri. Respectiv, am structurat criteriile de dezvoltare a startup-urilor pe etape, să înțelegem unde este atins această nișă și unde e necesar să venim cu un imbold și activități care să impulsioneze acest număr. Nu o să le enumer, pentru că de asemenea le găsiți în activitățile noastre, dar o să le menționez pe cele mai mari în continuare. Deci toate bune și frumoase, dar dacă să facem o paralelă cu 2-3 ani în urmă, când vorbeam despre digitalizarea companiilor mici și mijlocii, ne ciocneam de faptul că tehnologiile sunt din viitorul îndepărtat, AI, Artificial Intelligence și COVID-19 a demonstrat impactul și necesitatea tehnologizării în educație, în lucru online și în telemedicină. Respectiv, am lansat un program de ajutor și susținerea de impact a unor sectoare cele mai afectate și mulțumim mult pe lângă partenerii noștri de dezvoltare USAID și Sweden și partenerilor Moldova IT Park și UNDP care s-au alăturat, pentru care sunt în proces de dezvoltare la moment 4 soluții precum BiProtect, o platformă pentru apicultori, Biblioteca Agrobusiness, bibliotecă cu soluții din partea organizațiilor pentru agricultorii din Moldova, o vitrină digitală în turism și o vitrină digitală în fashion. Un alt program pe care nu o să mă opresc mult pentru că l-a detaliat colega mea Irina Oriol este inovația în universitate și mulțumim mult încă o dată Universității Tehnice că este deschis ca de obicei să lucrăm împreună și pilotăm la moment programul Startup Academy în care participă profesori din 6 universități. Următorul slide.
De asemenea, suntem recunoscători partenerul nostru ODIM, cu care suntem la a doua ediție de program educațional de digitalizare a IMM-urilor, la care participă la moment circa 100 de companii, pe baza experienței și de succes a ediției 1, la care au participat peste 655 de participanți. Și în continuare, după cum s-a menționat mai înainte, suntem în proces de dezvoltare a unor verticale majore în țară și una dintre ele este AgTech, pe care suntem bucuroși să-i avem în calitate de implementator pe platforma AgroBusiness, pe care împreună cu proiectul de agricultură performantă susținem și este lansat al doilea program de Academia AgTech. Și recent am încheiat conferința AgTech. De asemenea, astăzi, în premieră, lansăm prin acest slide colaborarea cu Moldova Growing Bank și Mastercard în dezvoltarea verticale FinTech în cadrul a trei inițiative care o să aibă loc anul acesta. Este vorba despre un hackathon în care beneficiarii o să meargă mai departe în programul de accelerare și ulterior, în toamnă, o să aibă loc o conferință FinTech. Și o verticală de asemenea foarte importantă este HealthTech Moldova, care în rezultatul tentativei noastre în martie anul trecut de a face un hackathon, de a soluționa, ameliora cumva problemele cauzate de COVID-19, acum menționăm parteneriatul cu Universitatea de Medicină, cu care o să dezvoltăm hackathon și alte activități interesante. Printre alte forme de suport pe care le susținem sunt Techul Ambassadors și Digital Upgrade pentru IMM-uri, care o să detalieze colega mea Irina Covriga. De asemenea, programe regionale de educaționale în regiuni precum Bălți, Comrat și Cahul. De asemenea, o să urmeze apeluri pentru programe de accelerare și traininguri pentru startup tracker, traininguri pentru investitori, care de asemenea le regăsiți pe pagina noastră startupmoldova.digital, cât și canalele noastre de media, precum Medium, Clubhouse, Telegram, Instagram și altele. Îți mulțumesc foarte mult, Maria. Acum aș vrea să discutăm cu Irina, care să ne povestească cum este această comunitate de startuperi și de startup-uri inclusiv și să ne spui ce programe, ce inițiative urmează să lansați în viitorul apropiat. Bună ziua, Ana, bună ziua tuturor, bună ziua cei care ne urmăresc acum și anume comunitate, pentru că exact despre ei vorbim. Vreau să spun că comunitatea, în primul și în primul rând, înseamnă un spațiu de comunicare. Acest spațiu de comunicare și unul dintre ele este evenimentul Shared Breakfast, care timp de cei 4 ani de zile a reușit să întrunească experți de talie foarte înaltă și mentori de top și specialiști în fiecare în domeniul său la un nivel avansat. Însă anul trecut Shared Breakfast a trecut într-un alt format. Asta a dat posibilitatea ca, în cele ce urmează, să se alăture comunității noastre și experți internaționali. Astfel, noi am avut acces la experiențe și cunoștințe internaționale. Pentru ca această comunitate să crească, este nevoie și de cunoștințe, de o introducere în ceea ce înseamnă startup, afacere. Exact pentru asta au fost create și inițiate webinarele. Despre de unde ai o idee de startup, care este motivația și cu ce te inspiri, de asemenea cum creezi o echipă și în cele ce urmează o să aflați și alte detalii și secrete cum să construiești un startup. Unul din astfel de evenimente este Chișinău Demo Day, este o platformă pe care startup-urile vin să facă legătura cu investitori potențiali sau să demonstreze rezultatele pe care le-au obținut în startup-ul său și în drumul său spre unicorn. De asemenea, comunitatea înseamnă și suport. Înseamnă suport în cele mai grele momente. Astfel a apărut programul Digital Upgrade, suport pentru IMM-uri, în care vor facilita 17 IMM-uri de soluții e-commerce, CRM și digitalizarea sau automatizarea proceselor în companie. Toate acestea sunt
posibile datorită implicării comunității de servicii și produse IT. O altă platformă este Startup Club. Această platformă unește într-o același spațiu, fie chiar dacă este virtual, până când, oameni și startuperi care au experiențe, care au cunoștințe, care au deja startup-uri sau cei care urmează doar să le facă. De asemenea, pe această platformă găsim soluții pentru provocările cu care se întâmpină startuperii și membrii comunității. Evenimentul Startup Week, de care a menționat și colega mea, Mary, este o platformă care, mai mult ca oricare, arată despre valoarea și necesitatea comunității în domeniul TIC. În cadrul acestui eveniment se întrunesc de la administrații publice până la guvern, până la universități și entuziaști simpli care doar inițiază să cunoască ce este un startup. Tot aici este important pentru comunitate să valorificăm aportul și inițiativa fiecărui membru, astfel încercăm să identificăm și să accentuăm și să ducem la lumină pe cei care stau în spatele unor inițiative puternice. De asemenea, valorificăm și realizările startup-urilor. Iar, desigur că toate aceste evenimente nu sunt posibile fără oameni, fără echipe de entuziaști care, la nivel de voluntariat, fac lucruri minunate, inițiative, evenimente și unesc idei și aduc suport pentru comunitate. Și cu acest prilej vreau să anunț pentru prima dată în acest an că aceștia sunt câștigătorii TechWheel Ambassadors 2021 și cei care urmează să implementeze proiectele lor. Este vorba despre RAN Moldova, Bosal Solution, Seolit, Dimgan SRL, Sigmoid, Fundația pentru Inovații Sustenabile, DreamApps, BSD Management, FAF Hackathon, Proporție SRL, MentorMe și Best Chișinău. Despre ei veți putea urmări pe paginile noastre, care o să le vedeți pe ultimul slide, iar nu în cele din urmă vreau să spun că pentru mine comunitatea înseamnă și familie. Și mă bucur foarte mult că am reușit să vin aici și să fiu primită de această comunitate și, printre altele, probabil cea mai prietenoasă comunitate. Și vreau să vă spun că noi o să vă așteptăm în această comunitate și întotdeauna vom fi de suport pe aceste platforme care le vedeți acum. Vă mulțumesc! Irina, îți mulțumim pentru această aventură virtuală prin programul și proiectul pe care voi l-ați implementat. Vreau să continuăm să vorbim despre dezvoltarea antreprenoriatului și susținerea digitalizării societății, care au fost unele dintre obiectivele inițiativei de încurajare a implicării sectorului privat, prin care mai multe companii cu profil IT au fost încurajate să dezvolte soluții digitale necesare societății. Alături de noi, cum și am menționat mai sus, este Sergiu. Sergiu, ce prevăd de fapt aceste soluții și vreau să ne povestești mai multe despre impactul pe care le-au avut acestea asupra comunității. Bună seara, Ana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la evenimentul dedicat aniversării a 4 ani TechWheel. Îmi doresc tare mult să vă relatez despre succesele companiilor private realizat pe parcursul anului 2020 în cadrul implementării inițiativelor de implicare a sectorului privat. Deci, la începutul anului 2020, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC a lansat un apel public pentru încurajarea participării companiilor private la inițiativele de implicare a sectorului privat, deci anume inițiative care sunt orientate spre dezvoltarea capitalului uman, dar și spre dezvoltarea antreprenoriatului la nivel regional inclusiv. A fost creată o comisie de evaluare din trei consultanți independenți și în ultima instanță au aplicat 29 de companii. Din aceste 29 de inițiative, consultanții au selectat 10, iar companiile câștigătoare sunt DataLinie, iSight Partners, Q-Systems, Simpulse, Paynet,
Fagura, rețele terestre, Orange Moldova, Deplace și Quasar Micro. Deci, aceste inițiative sunt susținute de Techwheel, cofinanțate de USAID și Suedia. Suma totală a granturilor pentru toate 10 inițiative se ridică la aproximativ 250.000 de dolari. Condiția principală de susținere din partea Techwheel a acestor inițiative este ca beneficiarul să contribuie cu peste 50% din valoarea totală a proiectului său. În acest sens, companiile beneficiare contribuie și ele cu aproape 360.000 de dolari. Aș dori în continuare să relatez despre proiectele care au fost deja implementate sau care au înregistrat progres considerabil pe parcursul anului trecut. Și merge vorba despre Women Digital Centers, deci care este un proiect implementat împreună cu compania Orange Moldova prin crearea a 3 centre digitale în 3 regiuni din țară. Deci în cadrul acestor centre vor fi instruite 500 de doamne și domnișoare cu vârstă cuprinsă între 18 și 45 de ani și anume din punct de vedere a utilizării eficiente a tehnologiilor informaționale necesare pentru a lansa și promova afacerile sale mici. Următorul proiect implementat deja este împreună cu compania Paynet, se numește Moldova Diaspora Payments și acest proiect este o soluție atât de mult de așteptată de cetățenii noștri aflați peste hotare, deci care au acum posibilitatea de a achita prin intermediul wallet-ului Paynet facturile de la ei de acasă. Mai mult decât atât, vreau să vă zic că timp de 2 luni de când este implementat acest proiect, deja circa 8.000 de cetățeni aflați peste hotare au achitat facturile în sumă de peste 800.000 de lei. Și utilizatorii acestei platforme din diaspora sunt aproximativ 8% din toți utilizatorii platformei Paynet. Un următor proiect este Tenderwell, o soluție propusă, elaborată și implementată de compania iSight Partners, care ajută organizațiile să-și pregătească documentele și activitățile necesare pentru a participa calitativ la tendere, la licitații, dar de asemenea ajută să îmbunătățească relațiile sale cu clienții existenți. Aici vreau să menționez că compania iSight Partners oferă 10 licențe gratuite pentru 10 companii care vor putea gratuit utiliza această aplicație, această platformă. Merge vorba despre companii ca Technostate, Mixbook, Moore, Orange Moldova, MedTech, Locmera, Dust Solutions, BRC, BCI și AlphaSoft. Ulterior, aceste companii vor reveni deja și ele cu feedback privind utilizarea platformei Tenderwell. O altă soluție interesantă elaborată de compania DataLinie este soft pentru simularea afacerilor. Deci acest soft va fi utilizat în toate universitățile din țară, dar și în trainingurile corporative. În special, studenții vor avea posibilitatea să elaboreze decizii în plan virtual, dar foarte asemănătoare cu piața globală reală. Compania Fagura vine cu o soluție SCORE pentru business, pentru afaceri. Deci ei au identificat o soluție, o modalitate inovativă pentru a estima nivelul
riscurilor unei companii când are nevoie de împrumut. Deci, Fagro folosește prin această platformă instrumente tehnologice pentru a genera profilul de risc al companiei, bazându-se pe cifrele financiare, dar de asemenea și pe fiecare fondator al companiei, pe capacitatea de efectuare a plăților, pe istoria de credit și în corelare toate aceste date modelează riscul de risc pentru această companie. Un alt proiect deja implementat este Green Bill, elaborat de compania Q-Systems, care oferă posibilitatea cetățenilor să efectueze plățile facturilor fără hârtie, fără a utiliza invoice-urile printate, și aici au de beneficiat atât și prestatorii de servicii, atât și operatorii care efectuează plățile, dar cel mai important însă și cetățenii. Și aici vreau să menționez că deja 3 asociații utilizează acest soft, dar el a fost preluat de Agenția de Guvernare Electronică și sper în curând timp va fi implementat și în plan național. Deci, acestea au fost progresele despre care am vrut foarte mult să împărtășesc cu dumneavoastră și sper că celelalte proiecte în timpul cel mai apropiat vor avea rezultate de asemenea sau și mai frumoase. Vă mulțumesc și la mulți ani, Techville! Sergiu, îți mulțumesc! Cel puțin pe mine m-au impresionat proiectele și ideile, de fapt, acestor companii care sunt și susțin oarecum ecologia și sunt pentru o lume mai curată și sustenabilă. Eu mă bucur că există, au o oportunitate de a se dezvolta și voi îi susțineți în acest demers. Îți mulțumesc încă o dată, iar vreau să continuăm cu Felicia, care o să ne vorbească despre oportunitățile pe care le-a oferit Techwheel antreprenorilor în contextul în care Techwheel este unul dintre cele mai mari hub-uri IT din Europa de Sud-Est. Bună seara, stimată audiență! Bună seara și vă mulțumim că sunteți alături de noi la așa o oră târzie. Deci, Techwheel, în acești 4 ani celebri, a devenit cartea de vizită a sectorului TIC în Republica Moldova. Pe acești 3400 de metri pătrați, noi avem circa 150 de locuri de coworking, 12 oficii care au fost date în chirie preponderent companiilor IT și startup-urilor IT. Avem pe această suprafață și 10 săli de conferință care găzduiesc atât evenimente de la 20 de persoane până la 500 de persoane. În acești 4 ani celebri de existență, Techwheel a găzduit mai mult de 1000 de evenimente externe, toate acestea trecând printr-o selecție destul de riguroasă, pentru că au fost anume selectate evenimentele care au tangență și dezvoltă sectorul IT în Republica Moldova și peste hotarele ei. Prin Techwheel au trecut circa 4000 de coworkeri, astfel beneficiind de toate facilitățile. Techwheel încurajează tendințele eco și astfel avem în parcarea Techwheel avem o stație de încărcare electrică auto, avem parcare pentru biciclete și biciclete care se dau în folosință pentru coworkeri. Noi selectăm colectiv deșeurile. Techwheel ține foarte mult, promovează egalitatea de gen și incluziunea socială. Fiecare persoană care trece pragul Techwheel este importantă pentru noi. Astfel, anul trecut, noi am inaugurat o sală pentru mămicile care alaptează și care își pot schimba în această sală bebelușii.
Avem anul trecut, de asemenea, a fost pus în funcțiune un ascensor pentru persoanele cu necesități speciale, ca acestea când vizitează, vin la un tur prin Techwell sau la un eveniment în Techwell, să aibă acces la sălile nu doar care se află la parter, dar care se află și la etajul 1. Techwell Cafe este o zonă nu doar pentru a lua o mică gustărică, este o zonă de networking, unde se formează echipe excepționale cu oameni excepționali. Techwell are ca facilități o zonă de relax, un relax room. Țin să menționez aici că noi suntem deschiși 24 de ore din 24 și avem persoane care lucrează și noaptea și de aceea este viral ca aceste persoane să se și odihnească. Avem o sală de sport care este dotată cu echipament sportiv. Zilnic în Techwell avem sesiuni de squash, țin să menționez că avem și un cort de squash. Fiecare din rezidenții și coworkerii Techwell pot beneficia de acest cort gratuit. Săptămânal în Techwell avem sesiuni de yoga. Noi suntem pentru aceea că o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Cu acești 4 ani, în acești 4 ani, Techwell astăzi are o față nouă, site-ul Techwell, pardon, și vă rog să intrați și să explorați. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc tuturor pentru informațiile și tot ceea ce ați povestit în această seară. Este important ca oamenii de acasă care ne urmăresc să cunoască despre munca pe care voi o depuneți. Așa cum a spus Maria la început, voi sunteți în spate, dar de fapt cei care se află în spate este echipa cea mai importantă care duce tot greul întreaga muncă și tot greul echipei. Așa că vă urez baftă mai departe și în contextul subiectului pe care le-am deschis despre coworker, aș vrea să continuăm subiectul și să vorbim despre impactul Centrului de Excelență Techwell din Chișinău, chiar de la cei care închiriază spații de coworking aici, Boris Fetco, Victor Cevan și Nicolae Guzun. Bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că sunteți în această seară alături de noi. Boris, aș vrea să începem cu tine, să ne povestești un pic despre oportunitățile pe care ți le-a propus și ți le-a oferit, de fapt, Techwell. Vă mulțumesc, îmi spune Boris și sunt software developer, activez aici la Techwell de aproximativ 4 ani, deci sunt aproape de la început, de când s-a deschis proiectul Techwell, suntem aici. Aș spune că cea mai mare oportunitate care ne-a fost deschisă tuturor celor de la Techwell este conexiunea cu comunitatea de aici, care ne dă posibilitatea să creăm noi relații pe plan profesional și personal. Și odată create aceste relații, cred că mereu știm că putem găsi în viitorul apropiat un profesionist, un mentor cu care putem colabora. Techwell mai vine și cu alte oportunități, nu doar pentru noi, dar și pentru cei din jur, adică cu Techwell Kit și Techwell Academy. Avem cazuri și exemple reale când, accesând aceste cursuri din cadrul Techwell Academy, fiecare din noi poate încerca să înceapă o nouă carieră în domeniul IT, ceea ce ar spune eu că este o oportunitate mare, căci, după cum știm, domeniul este mereu în creștere și mereu va fi nevoie de noi profesioniști. La fel este proiectul Techwell Kids, unde copiii, elevii pot accesa această platformă și pot încerca lucruri noi, pot să guste din acest domeniu de la o vârstă atât de fragedă. Și, nu în ultimul rând, avem acces la evenimentele care sunt
unde Tech-ul este gazdă pentru aceste evenimente. Avem acces la ele, putem învăța lucruri noi, cu toate că nu mereu avem tangențe directe cu aceste domenii, dar mereu putem învăța lucruri noi, mereu putem găsi oportunități noi în acestea. Boris, îți mulțumim și îți urez multă baftă în dezvoltarea proiectului pe care tu îl ai. În continuare vorbim cu Victor Ceban. Sunt cofondator la un startup și beneficiez de câteva spații de coworking. Asupra afacerii mele, Techville a avut un impact pozitiv, anume mai mult financiar, deoarece spațiile în Techville sunt mult mai accesibile decât închirierea unui oficiu simplu, nemai vorbind de facilitățile de care avem parte aici, ca săli de conferință și sport. Are un impact pozitiv de imagine, deoarece întâlnirile într-un spațiu modern lasă imediat o impresie pozitivă, atât asupra partenerilor, cât și asupra potențialilor colaboratori. Și evident este un impact pozitiv pe partea de networking, că orice se întâmplă aici în jur, orice eveniment sau persoană este din domeniul IT. Pe plan personal, posibil că nu am beneficiat doar de spațiu destinat pentru mame. Și un mesaj de felicitare pentru Techville, aș ura mult succes înainte și parteneriate și realizări frumoase. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc și eu. Să ai multă baftă. Continuăm cu Nicolae Guzun. Nicolae, bună seara! Bună seara! Bună seara, Ana. Mulțumesc! Și mă numesc Nicolae Buzun. Eu sunt fondatorul a unui startup internațional și fac parte din echipa de entuziasti care conlucrează cu Techville deja de vreo 2 ani. Pentru mine Techville este un hub modern care oferă foarte multe facilități pentru coworkeri. Bun, cel mai evident fapt este că ne scapă de o parte din munca administrativă, am ambiția de a administra un oficiu, ceea ce la rândul său îmi permite să mă concentrez mai mult pe dezvoltarea afacerii, dar, cum am menționat și colegii mei anterior, ceea ce face Techville cu adevărat minunat sunt oamenii de aici. Aici am găsit oameni deschiși, flexibili, care au găsit mereu soluții la toate necesitățile pe care le-am avut. Și, de fapt, tot aici am găsit și inspirație. Oameni pasionați, care poți face schimb de idei. Și chiar în felul acesta am reușit să identific și primii membri ai echipei cu care ne-am pornit în lumea startup-urilor. Comunicatea Techville e ca un mulțime de idei în continuă mișcare. Acum un pic mai puțin din cauza măsurilor sanitare, dar înainte aici mereu se întâmpla ceva. Ba o prezentare, ba o conferință, ba o eveniment care va companie IT și vrei, nu vrei, prin prezentările astea și în evenimentele astea care se întâmplă, ești motivat și împins spre a merge înainte. Și aici cu Techville am pornit de la zero, chiar primul nostru oficiu a fost aici, și practic tot ce am reușit să realizez a fost împreună. A făcut acord cu comunitatea Techville. Nicolae, îți mulțumesc tare mult. Tuturor vă doresc o colaborare cât mai fructuoasă cu Centrul de Excelență Techville, iar noi continuăm.
Doamnelor, domnilor, evenimentul de astăzi și testimonialele beneficiarilor sunt o recunoaștere a activității pe care o desfășoară în comunitate proiectul TechWheel și impactul său în dezvoltarea forței de muncă, a antreprenoriatului tech și a industriei IT în general. Sperăm că în următorii ani să fie implementate și mai multe proiecte de anvergură. La mulți ani, TechWheel! La revedere! Să aveți o seară frumoasă!